neștiind ce este harfa, o doamnă mi-a scris, o cititoare tot așa de-a mea, că eu am un bazin de cititor care m ai mai răspuns cu ei. Și mi-a scris, doamna, am o fată, studiază la, cum se numește asta, la liceu de muzică, cântă la pian și aș vrea să-mi scriu la cursul de harfă, știa, crezând că e cu, cu, harpa, cu astea, <gri> Salut, prieteni! Iată o nouă întâlnire cu podcastul Bumărul și Milenialul, cu Petco și Zob în ordinea cifrelor de pe Iar astăzi avem un invitat special. Este vorba despre publicistul, scriitorul, poetul, Andrei Crăciun. Am zis bine? Sau... Și, în primul rând omul. Om? Da, dar nu era om, adică asta nu se subînțelege pentru că păi, da, dacă, dacă adică ești, toameni, dacă e statuie poet național, nu prea mai poți să fii e, și om. Lăsați că nu acum. Păi nu mai, la poate la, la, poate la, bulgari poate să, să. Că dacă... Andrei place să, să, spună poet minor. Minor, ca Topărcean. Poet minor. adică, da, Spuneți-mi, mă la noastră sau unde mă uit? Când da, vorbesc de, așa, da, 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 da. ai ceva de transmis națiunii, nimic. poporului, nimic. Te uiți la camera de acolo. Nimic. nimic. Atunci vorbești doar vorbești da, cu, noi, da, exact. vorbești cu noi. Dialog liber. Ia dialog liber. Cu ce, vă, întrebat, cu ce vă pot ne -a întrebat, ajuta? Exact, Andrei ne-a întrebat despre ce o să vorbim noi în chestia asta, în podcast, emisiune sau cum vrem noi să-i spunem și eu am zis că o să vorbim despre nimic. pentru despre nimic am vorbit cu toți ceilalți. Mai ales că el este, el este fain, el este fain, el este... E <laughs> fine, dar nu e fain. El este fan Seinfeld, serialul despre am înțeles. nimic. Adică e, cred că în, în zona asta a discuțiilor zona despre asta. nimic. Dar dacă îmi dai voie, uh, colegul, eu voiam să-i spun că... Uh, Ce atât la, că spui, la, deci... la, la, la un moment dat, acum niște ani buni, uh, eu am avut așa niște uh, revelații cu privire la dumneata. În ideea în care uh, wow. ne am prietenit, ne-am prietenit pe Facebook uh -huh. și de acolo am văzut că el era extrem de pasionat de uh, de cu fotbaliști. Uh -huh. Și eu eram la fel. Eu am fost uh, înnebunit toată copilăria mea. Am, uh, am strâns uh, acții pilde, am făcut schimburi și așa mai departe dar mi s-a părut senzațional că el uh, mă rog în uh, deplină etate, ca să spunem așa, el merci, merci. Co colecționa, colecționa și încă făcea schimburi. Asta una la mână, doi la mână. Dar nu e rușine, tati. Adică nu, de ce de ce ți se pare așa ciudat, unii colecționează capace de bere. Nu zic că mi se pare ciudat, mi s-a părut foarte, foarte fine. După aia, uh, am Când aflat, ai descoperit am aflat că ești vecinul meu de deasupra și mă inunzi? <laughs> am aflat. Nu spune la cameră, te rog, toate. <laughs> am... am aflat, am aflat că îl iubește foarte tare pe Roberto Baggio, ceea ce uh... Este fotbalist, da. Este fotbalist, da. da. Este un mare serat. fotbalist, a fost, s-a retras, în fine. Uh, la fel m-am mirat foarte tare și după aia am de văzut. De ce te-ai mirat așa dragă? Nu știu, pentru că nu nu eram obișnuit cu cineva care să uh, colecționeze fotbaliști, care să fie uh, îndrăgostit de, de, de Baggio cum am fost eu și cumva mi s-a părut, foarte sincer vă spun, atunci că uh, suntem din aceeași generație. Nu știu dacă m-am gândit că suntem din aceeași generație, dar m-am gândit cumva că pe suntem de pe același... Generația Sandy Bell. Sandy așa. Bell, pe același... Cunoașteți pe da? Sandy Bell? Da? am, am avut și eu copil mic. Super <laughs> Super Și după aia mi-am dat seama că suntem și vecini Adică Stăteam în același stăteam bloc, în același bloc Deci după ce am nu văzut toate, toate astea, chestiile astea Mi-am dat seama că suntem și vecini Și ne mai întâlneam deci, ocazional la lift Domnul sau Alex la... aici de față A dus toți vecinii, toți prietenii din copilărie Toți oamenii pe care îi cunosc Eu v-am zis că deci... încercați dar totuși să aduceți și niște oameni competenți. Oameni, Poate că asta e greșeala doar, până iar. acum. Băi, o să aducem știu. statuia. Avem aici pantă, o, o, facem o pantă frumoasă pentru putem să aducem cărucioarele și punem statuia direct pe cărucioare să aducem și o statuie odată. Să vorbim cu, chiar cu o personalitate, nu cu tot felul de minori. Așa o aici, un statuie și câțiva porumbei. porumbei. Dar... Uh... Hai, uh, că plăcea, vrei să mă întreb da, ceva, dar nu îți găsești cuvintele. ne curajul, să, să începem discuția de la de la, uh, Bagio <laughs> și ce a însemnat el Facem pentru tine. Ce, de la ce vrei tu începem. Asta e întrebarea ta? Da, da. Adică ai venit pregătit, e pregătit, așa, așa e. Sunt începem? foarte pregătit. <laughs> Bine, treabă ta. Păi ce să știi la, la un podcast nu trebuie să aștepți neapărat o întrebare, deci pot să, putem să trecem de la una la alta. Eu am vrut să încep și o -am, poveste. N-am mai, mai apucat cea... și n-am știut cum să face, dar da, da, da. abordăm așa, din mers. Păi ce sunt seminetate? La fel ca în cazul dumitale, probabil, eram și o tânăr, am fost și -o tânăr, am deschis ochii, asta am văzut, te-am văzut, am văzut mi-a plăcut, cum zicea regretata Madalina Manole, ce rămâne de făcut? Dar de și ce eu îți, sunt ce un om destul el, de cel mai tare așa. Consecvent, adică am constatat că nu m-am schimbat prea mult de la vârsta de șapte ani până acum. Ce mi plăcea atunci, îmi place și acum. Ce mi-a plăcut? Păi. Da. Mi-a plăcut că era, na, era cel mai bun că atunci când am deschis eu ochii. Nu asta poți toți? toți. Păi, asta-s toate amintirile exact. Asta am constatat în ultimele emisiuni că în ultimele podcasturi la concluzia asta am ajuns cu toții, că toți ne întoarcem către perioada noastră de formale, din șapte ani aia, după șapte ani de acasă, să zic, Ce? până în adolescență. Muzica, oamenii, cărțile, fotbaliștii, sportivii, evenimentele în general sunt toate cele care ne rămân acolo în magma aia de început și alea rămân până hăt, adică cu alea te formezi. Da, s-ar putea să fie de ajuns. Eu cred că am prins-o, am avut un, au avut niște ani buni. E tipul ăsta care a scris Peter Pan, J.M. Berry se numește, care are o vorbă pe care cred că putem să o spunem chiar dacă suntem pe internet. Nimic din ce se întâmplă după vârsta de 12 ani nu contează cu adevărat. Asta e, îmbrățișez această idee. A rămas blocat mental în, între 7 și 12 ani. Practic e pentru totdeauna 1992 la mine în cap. Și că, că la un moment dat trebuie ai trebuie. făcut și niște, uh, niște topuri. Așa este, clasamentul uh, anilor. Clasamentul anilor. Te-ai jucat Așa cu el? Văzut. Asta n-am văzut. Și uh, nu mai știu exact care era ordinea, dar... Păi cu cel mai frumos a primi... fost 1999. 99. Sigur că da, de pe ce? vremea lui Radu Vasile, a mineriadelor. Pentru că ai 16 ani, nu e frumos când ai 16 ani? Cum să nu, este perfect. Păi asta am zis. Dar de ce ți-au rămas uh, chestiile politice în cap? Ah. Adică nu... nu, nu mi-au rămas astea. Astea sunt eu, adică, așa un ce fundal. A fost 1999, cel mai frumos an. Păi ce am avut în 99? Am avut eclipsa exact. pe 11 august 1999. A venit, papa. A, venit papa. a venit papa, am făcut eu o operație de apendicită. Destul de tare asta. Da. -ai scăpat Eram... cu viață. Dar am scăpat <laughs> cu, mă rog, dacă asta poate fi numită viață, <laughs> am scăpat, da. e, Și nu, dar nu asta, gagici, viață, 16 pe ani, nu. Da. nu cred că sunt, nu cred că se impun explicații suplimentare pentru vârsta de 16 ani. Poate să Era și 17, președintele poate. Uh, cum îl chema pe ăsta, președintele Emil Constantinescu, făcuse niște schimburi din astea, cum să numeau ele așa, semiculturale cu Republica Moldova, cu Basarabia. Am impresia că dumneavoastră e născut în Basarabia. Da. La Tighina sau ceva, uh -huh. și aduceau basarabeni, știi? Și cum să vă zic? A fost o vară plină de basarabence și bomboane bucurie. Oh, <laughs> și cred frumos, că asta frumos. ar putea să explice destul de mult în formarea mea așa ca om. Da, da, Salutăm da, da, da. încă o dată, poate singurul lucru bun făcut de președintele Emil Constantinescu în 1999. Pe atunci a fost uh, Podul de Flori, sau mai devreme fost? Nu, no, a fost prin 90, când Am încercat, Scuze, eu nu știu ce e la Podul de Flori. <coughs> am vrut să ne unim cu surorile și frații noștri ah. de peste prut Și dar a fost așa o chestie culturală, pe cât că nu aveai nevoie de viză și într-o parte și în alta. Și atunci s-au întâlnit câteva somnități culturale de o parte Și de și ce de alta, ei ziceau podul, podul de Flori? Că era un pod virtual. Un pod a, de, okay, okay, așa de cultură și artă, și că da, popoarele da, da, da. vor să se unească. S-au adunat pâlcuri, pâlcuri. Ne-am pe... unit și noi cum am putut, știți? Exact. Nu a, fost. -a existat pe... un pod real de beton sau de fier sau de lemn sau de hârtie sau de ce-o fi fost. A fost știi doar de, de flori. Și de ce era frumos? În 99, ei, uite, scotea Mafia albumul după blocuri. Corect. Uh, da. la liceu, adică mă rog. Eu vorbesc în numele oamenilor care. Eu am intrat și... în 2000 la Liceu. Chiar și așa, și... era aproape, erai aproape să intri la Liceu. Bun. Și nu știu, totul avea cât de cât sens. Mm -hmm. Pentru că era într-un mediu în care nu prea sunt în plaser, cum să zic, nu ne murise nimeni, nu ne murise nimeni, nu aveam nici măcar, cred că. credeam că suntem nemuritori. Și Pabur, na, când ai 16 siguranță. ani și te uiți în viitor, na, ai încă speranțe, știi, adică nu apuca să ni se întâmple cu adevărat nimic rău. Istoria, sigur, fusese nasoală până atunci, dar tu nu o resimțeai ca tare și na. Tu te-ai născut în Târgoviște, nu? Uh, trec cu mama pe acolo și m-am născut. Nu, uh, da, erau, adică n-am stat niciodată în Târgoviște. Uh -huh. Părinții mei sunt din, din zona aia și m-am născut în Târgoviște, adevărat. Era să mă nasc prima dată, ca să spun așa, ca poeții. Maica mea era studentă la facultatea de matematică și că mi la fel. Și prima dată când era să mă nasc a fost în timpul unui, unui examen de analiză matematică. Oh. Apoi nu m-am născut atunci. <laughs> mai era să mă mai nasc peste două zile la geometrie diferențială. Nu m-am născut nici atunci. Și până la urmă înțeleaptă mama m-a născut la maternitate într-o zi din vara anului 1983. Cine știe ce s-ar fi ales de tine dacă te-ai fi născut? De oricum, la, la, la un cost oricum n-am dus-o prea bine în viață, dacă mai mănășteam și cu analiza matematică, cu astea era <eye> Abia complicat. la zi, oricum. Așa este, da, cu voia bunului Dumnezeu. Da, mă, nu, era o, și știi ce cred că a mai fost? Că eu sunt, oricum, mie mi place să mă uit destul de mult în trecut, viitorul mă las mai degrabă indiferent. în 1999, sentimentul meu așa de tânăr, foarte tânăr pe vremea când nu te dor șale, nu te doare nimic, e cumva lumea a treia cu destul de încredințată că vine sfârșitul lumii, că în 2000 se încheie toată prăvălia și era așa o atmosferă ca dinainte de sfârșitul lumii, în care părea că s-au suspendat pentru o vreme regulile după care se jucase până atunci. Asta mi-a plăcut foarte mult. De-aia zic eu că e repetabil atmosfera aia din 99. Nu erau telefoane mobile și internet și mie îmi plăcea treaba asta. Adică uh -huh. Îmi place că atunci când am caut un om să mă luie la casă și să să văd dacă e acasă și dacă nu să mai vin peste trei zile. E un plus de seriozitate când n-ai telefon în buzunar și, bă, ne vedem marți la ora 3, marți la ora 3 rămâne, știi, nu dai mesaj cum mi-ai dat-o acum, băi, vezi că sunt la semafor mai întârzi 10 minute. Adică e bătută în cuie, știi? Uh -huh. Și, na, da, asta e lumea, e o lume care a dispărut, care mi-a mi plăcut foarte mult, probabil că mi-ar fi plăcut tânăr fiind și într-un regim totalitar, na. Da tinerețea contează, nu regimul. N-am mai regăsit lumea asta după aia. Să destrăma ușor, ușor prietenia dintre oameni, așa. Cred că a fost ultima vreme în care oamenii chiar erau prieteni între ei. au intervenit celelalte reguli. Am intrat, au început și noi să fim mai serioși, că trebuia să Da, lăcomia în umană, așa și... Și asta... Că toată lumea a început să umble după bani și a fost mult mai atentă la chestiile astea. Da, fără să fie atenți la ce pierzi în același timp. Că sunt lucruri care s-au pierdut. Știi? Eu țin, eu încă am, apucat oameni care erau prieteni fără să aibă nevoie să să programeze, să-și programeze întâlnirile cu secretare, știi? Adică suntem prieteni, nu sună pe secretara mea ca să vedem când ne putem întâlni. Treaba asta a, a, ușor, ușor mi s-a părut după aia că dispare. Eu sunt la lucrurile care dispar și sunt foarte multe lucruri care au dispărut. Odată cu mileniul al treilea, în care, sincer, nu mă simt confortabil. Sunt mai degrabă cu domnul Petcu aici. Ce Și mai degrabă un boomer, chiar dacă conform. Nu sunt, a... nu sunt nici boomer, nici nimic. sunt, Adică nu, nu cred că sunt boomer. Mă te cu sufletul lui. Dar nu te ții nici ca un milenial. Bă, în niciun caz. Adică, îmi cer scuze că sunt îmbrăcat așa cu gleznele la vedere și așa. Nu mai există haine cum erau pe vremea mea. Vreau să-mi cer scuze încă o dată. Bă, mie mi îmi plăcea lumea asta în care erai cum să zic, mi se pare că internetul ți-a adus chestia asta bine punctată de Mike Tyson. Toată lumea are un plan până ia un pom în gură și încă funcționa bătaia la om. Adică oricine poate să spună așa, orice să te jignească, să fie nesimțit, că nu mai e chestia asta, că ții un capac peste urechi, știi? Care în 99 se întâmpla. Dacă, dacă erai prost și te băgai într-o treabă care nu era treaba ta, adică stai bă nene, că îți câștigai dreptul de a lua și tu cuvântul și de a avea o părere. Știi? Exista un fel de respect. Sunt niște oameni care totuși au vorbit, au făcut, au drept. Hierarhiile mi se pără mai puțin stupide decât în ziua de azi. Adică tot ce era mainstream, cu siguranță, era superior față de tot ce e mainstream în ziua de azi. Categoric, asta e adevărat. Era, bine, acum este Așa. cyber cyberbullying, dar acum cyberbullying Asta se întâmplă pentru că un un oamenii trăiesc cu ideea asta ochi. greșită că poți să zici orice fără să ai consecinți. Și vre când am copilărit eu, dacă vorbeai ca un prost, vorbeai era tratat față. ca un prost. Ceea exact. ce mi se, pare, mi se părea că era mult mai, cum să zic, Cistic. cum impostor, era organic. Știi? Era creșterea organică a, a lumii. Era mai natural. Da, așa, natural. Exact. Era firea omului, cum e omul. Dar în momentul în care creșteai și, mă rog, nu știu, la, la ce vârstă ai avut primul telefon mobil? Mai-ți minte? Aveam deja în 1999 telefon mobil Motorola de la cu antenă cu de Gara. Din de. la da? 15 kg. Așa, da. Uh, din 97 am avut primul telefon deci mobil. Deci de când s-a când, da. În țară. Dar nu eram mulți, atenție. La, eu eram în 97, eram în clasa 9. -a. Cred că aveam 4-5 oameni telefon mobil în toată clasa. Și mă, nu că te bucurai atunci că ai telefon mobil? Sigur că mă bucuram că am telefon mobil. Era, era dar te da, nu, ceva dar urma, era, nu, m-am gândit și ceva va urma și m-am spăimântat Nu, uh, ca să zic, nu prea aveai cu cine să vorbești, de fapt. Aveai telefon mobil doar ca să arăți că faci și tu parte din grupul celor care au telefon mobil. Nu, de fapt, nu vorbeai cu nimeni la o adică, nici nu aveai cu cine. Erau cinci oameni, doar nu stăteai să vorbești doar cu ei, știi? da, aveam, mai, mai, degrabă vorbeam tot la cartele de alea cu... Eu am apucat încă telefoane cu telefoane fise, cu... telefoane cu cartelă exact, cu după aia. Și cu am apucat după telefoane cu de-asta de sunai, cu taxă Invers, cu, inverse, invers, cu centraliste na, na, na. care îți preluau. Eu, cum să zic, toate vacanțele mele de vară, eu am fost un. hai să spunem așa, un individ destul de precoce în viața mea de om și îmi petreceam toate vacanțele de vară cu părinții mei fiind profesori de matematică, probabil că s-a dedus din ce am zis mai devreme. Um, făceam vacanța asta de vară prin tabere școlare. Și în taberele școlare, na, cunoșteai, îți făceai prieteni de prin toată România, vedeam și a văzut și toată țara destul de mic, pe la șapte ani, așa că am terminat în România. Și trebuia să menții legătura, știi, mai ales dacă era vreo sau ceva, na, era cu scrisori, am primit scrisori, băi, de dincolo de prut. Și Nu știi ce înseamnă. asta a rămas marcat cu bomboanele Da, bomboane bucuria. Tot necazul ăsta. Și vorbea la telefon, știi, și oamenii care vorbeau la telefon nu aveau telefon mobil. Mm -hmm. Și eu, oricum era foarte scump, adică vorbeai, dădeai la păi de la minut. Dat, bine, cred că puțin mai târziu era, Oferta era cu, de... 3, cu 3 secunde și erai, uh, hai să ne vedem, închideai, da. la ora 5, închideai, că era primele 3 secunde sau 2 secunde erau netaxabile. Uh, <sus> Știi asta? Da, cum să Dragul nu. meu, noi am făcut, uh, cum hai să o zic mai elegant, noi am vorbit la telefon în două milenii diferite. Bun. Da, eu am vorbit și atunci la telefon. Poate chiar în trei, eu... ca Ion Iliescu. <laughs> da, 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 nu chiar. Nu suntem toți așa barozani ca el. Uh, am prins și de cele cu telefoane cu fise plecând din Iași de de timpuriu, imediat după terminarea facultății, țineam legătura cu familia, băgând monedele de 3 lei și de un leu de la telefoanele interurbane de aici, de la Palatul Telefoanelor, și am fost legat, adică aveam trasee, știam că în weekend sau cumva trebuie să ajung la. Da, vezi harta orașului, în funcție de unde exact. îți găseai... Știam unde sunt telefoanele care funcționează sau la prieteni, la fel, sunam. Cu fise, că aveam cu un leu să pot să sun în București și cu 1 și 3 lei să sun la Iași. Dar eu încă mă uit când trec pe lângă ruinele unui, unde a fost cândva o cabină telefonică, unde poate da, am mai avut... Asta? Eu nu, mai există? Eu mai dar văzut. sunt niște resturi Sunt telefoanele alea portocalii care sunt rupte da, mai există și mai de capul Există cu card, e, cap Ele nu mai sunt funcționale de mult, nu, sunt da, rupte, există, sunt terminate, unde... dar ruinele lor ca atare există în continuare. Și... Îmi iau ca minte, bă, aici am vorbit cu nu știu cine, cândva pac și am chestia asta, adică har, în capul meu harta chiar și a orașului București e legată în continuare de locurile astea da. unde încă la începutul anilor 2000, când deja aveam telefoane mobile, încă mai vorbeam la cartel prin 2000, 2001. Da, da. da. Eu mi amintesc emoția pe care uh, o simțeam în momentul în care trebuia să sun la familia Xulescu pentru că voiam să vorbesc cu o cu fată, cu fata, cu o colegă. Deci îmi repetam în cap textul, să textul, scap de părinți. Să scap de părinți, să scap să fie, să fie cât mai normală vocea, să fie... Și era, era o emoție pe care mi-e greu să o explic cuiva care nu Ca a... Sal, da, exact, a să lăsă. Adică, mă rog, și asta au fost. Vorbește frumos. Că... Da, da, e cu și numărul boomerul, domnul... lui trebuie translate. E și domnul, domnul Petcu aici. Și... Da, corect nu, corect, nu, că domnul Petcu <coughs> să știi că este chiar câteodată păi mai. Este... nu zic cum decât noi. Da, câteodată arată mai în vârstă, dar. Este în creeri și mai și... Important e vârsta sufletească. Exact. Dar ce frumos asta. Dar tu cu, boiet, doi, tu cu doi părinți profesori de matematică, așa este. cum te-ai dus într-o zonă destul de diferită? Nu ți se pare că am așa o personalitate a mea în general? Uh, nu. Ba da, uh, da. da. Adică modelul cultural de acasă era puțin nu, diferit. Nu, eu sunt genul de om care dacă în jurul meu toată lumea o ia la dreapta, eu o iau la stângă. Chiar că ca așa, ca așa sunt eu, construit. Probabil că a fost și eu de-asta. Da, așa vrut, nu. Am, nu că așa nu, că n-am o problemă cu matematica, îmi place, din potriva. Uh, am vrut să merg pe drumul meu, nu știu cum să zic, și mi s-a părut că e altul. Uh -huh. nu a încercat medicina, că e chiar cu altul medicina nu-mi place <laughs> uh, am, uh, am reticență față de medici, spitale și suferință umană în general uh, nu, nu era pentru mine asta nu știu cum să zic uh, eu am și trăit într-un uh, am copilărit într-un oraș destul de mic în care că toată lumea era cunoștea pe toată lumea, pai mei cunoșteau toată lumea că erau elevi fuseseră elevi la școală, na, inevitabil și cumva n-am vrut să fiu asimilat niciodată ca fiind uh, fiul lui, da, eu am vrut să fiu da. eu uh, construit de mine după cum am eu chef și în general în viață așa de când de când eram foarte foarte mic n-am făcut decât ce am vrut <laughs> și da. practic n-avea -avea cum să funcționeze chestia asta, bă că a fost tata popă să mă fac și eu popă, nu în niciun caz, uh -huh. nu, e, nu e filmul meu. Și cât ți-ai dat seama că ai vrea să te duci spre Păi să jurnalism? tot fi avut vreo 3-4 ani. <laughs> Serios? Nu, jurnalismul. Pe la în minte, aici am exagerat un pic. Foarte devreme, pe la șapte ani, când eram în clasa întâi și am început să citesc ziare. Când a apărut sără ziarele. Și na, era o lume destul de nou, fascinantă și am avut și treaba asta mereu cu nevoia de a călătorii fie și imaginarea așa în alte spații. Și cumva pentru mine ziarele erau o fereastră către toată lumea, știi, aflam ce se întâmplă în Franța, în Elveția, în Germania, în Corea de Sud, oriunde. Și din totdeauna mi-am dorit să, să am un orizont mai mare decât ce văd așa fix uh -huh. în fața ochilor. Și asta a fost o formă de escapism, așa, de fugă. am vorbit ca paleolog, o formă de evadare. De... Și de asta, cred că asta m-a atras în primul rând. Nu, eu chiar am fost uh, uh, un, uh, un bun consumator de media vreme de decenii. Cred că și acum cumperi în continuare ziare. Da, sunt, dacă mai vedeți ultimul cetățean din București cu un ziar în buzunar, eu sunt acela. Uh, da, e, am văzut și moartea acestei lumi, știi. Da? Am mai prins-o totuși așa pe, pe final și sunt bucuros că am prins-o. Adică eu chiar am prins redacții, chiar am prins lucruri care acum aproape că nu mai există. Ai ce părere au avut despre ideea asta ta? Te-au susținut sau mai degrabă au încercat să te reorienteze spre alte eu sunt, chestii? am spus, eu sunt un om cu care uh, tu poți să ai ce părere vrei, că eu o să am în continuare părerea mea. Și așa ai fost tot timpul. Și așa am fost tot timpul. Dar ți-am <laughs> că nu m-am schimbat foarte mult de la vârsta de șapte ani până acum. Adică n-am, poate sunt mai grăsuți atât, atât, atât. Dar în rest sunt destul de cum ziceai tu, cum ai cunoscut când făceam schimburi de pild panini așa fără nicio jenă, în ciuda faptului că aveam 30 de ani, adică nu mă deranjează. Sunt, mergeam în parc cu copiii, știi, și făceam schimburi pe acolo. Păream așa un Irinel Columbeanu din Târcoale, un seminar de fete. Nu ce-o fi făcând domnul Nu, ăsta, că au știu. văzut că asta făceam și infantil așa. Dar am găsit și alți oameni care era chiar comic. Te întâlneai cu tot felul de dubioși, așa, tot felul de personaje care... <coughs> <coughs> N-ai fi zis că să ocupă cu asta, știi? Erau niște băieți din Bercenia, așa, nu știu Rași în cap, care schimbau și ei știi? Era frumos și încă mai e Adică țin să te informez că de-abia aștept să-l fac și pe ăsta de anul ăsta, în campionatul european 2021. Dar există uh, industrie pentru așa ceva? Mă scuz că eu nu. Eu am crezut A, că doar si... când eram eu mic. Mai există, dar e foarte nișată în momentul da, ăsta, e când e, nișare, e totul nu online. există să găsești, te duci la primul chioșc. Ba de... da, te duci și cumperi. A, A, cumperi ca cum, pe vremuri. Sunt pliculețe. Cum A, există și bariș. acum. Da. Da. Sunt da, niște dar numai, albume. Tot de ăștia ca noi, așa, care am prins asta când era moda ei, să zic, acum 30 de ani, știi? Eu cred că am și acum pe undeva am Eu un le-am pe toate cu... din 94 până azi. Exact, asta Deci toate campionatele mondiale, toate europene, da. tot. Bine, nu am reușit mereu că n-am avut bani de fiecare dată să le termin, pentru că sunt costisitoare, trebuie corect, să menționăm corect. și asta. Dar ca atare, așa, albumele le-am. Eu țin minte că am cred că pe undeva pe acasă un uh, album din 94 fără coperți, sigur coperțile Da da, -au, și eu am, -au și eu am avut fără, fără coperți ceva, undeva. De. a fost de proastă calitate. <laughs> exact. A fost la început <laughs> și cu această ocazie, de ocazie de. am dorit să tragem un semnal de alarmă. Așa este. Uh, societatea Panini să... '94, singura echipă pe care am făcut o uh, România. Nu, Brazilia. Deci, așa a avut așa s-a -a întâmplat. Da. Da, n-am fost niciodată un uh, admirator neapărat al Braziliei. am simpatizat cu Italia. Da, și, eu la fel. Și Poate din cauza că 90 a fost campionatul la ei probabil. și a fost atât de tare și atât de puternic. Da, și el a fost cultural, așa te-a marcat. și muzica, adică muzica, muzica, a zic, muzica a fost extraordinară. Nu o golul cu Cehoslovacia, tot totul vară vara americană, nestatul italiană, cum o chema pe aia, Gianna Nanini. Da, da. Era frumos. N-am mai avut noi parte de așa ceva de atunci. Păi au fost alea din uh, ultimul deceniu al uh, mileniului trecut și, din păcate, noi cu alea am rămas, că... Da, pe asta zic, pe vremea Dubai aia... A rămas... Uite, de exemplu, dacă vrei să ne raportăm iar la anul 99, avem chiar și fotbal. Adică aveam aveam și, și fotbal, exact. Adică nici de... nu ne puteam, nici nu ne trecea <coughs> prin cap că nu ne-am putea califica la, un, la o cupă ceva. Nu s-a mai de... întâmplat în mileniul 3. Mileniu 3... Să mergem la mondial. Pff, am mai, a, am mai prins un, -am un mai european. Prins, un, am prins în, da, două europene, de fapt, 2008 2. și 2016, dar în condițiile în care acum e o ciorbă în care se califică aproape oricine, desigur, cu excepția noastră. Ne, nu, acum, noi, anul ăsta, noi nu participăm, pentru Poate, că... poate data viitoare. <laughs> nu, nu o să se mai întâmple. Adică... Uh, și nu e vorba de fotbal, că fotbalul e un, unul dintre multe alte lucruri care există pe pământ. E vorba despre bucurie. E vorba despre faptul că încă puteai să ai bucurie în lucruri din astea mici. Dar nu era uh, chiar mic așa? Păi da, dar... Nu era chiar mic. Sigur, dar... Nu era chiar mic, dar cred că astăzi n-ar mai putea să genereze genul ăla de emoție populară. așa. Ba, eu cred. Nici chiar... n-am mai avut parte, e adevărat. Când <coughs> nu știi nu... de ce nu cred? Pentru că uh, mă uit cum încearcă, este o chestie care pentru mine e halucinant, cum încearcă tot felul de indivizi din mediul ăsta, care, oameni care vor să-ți vândă chestii, să aducă oameni la stadion prin instrumente de marketing. Știi? O chestie care pentru mine, care am trăit în anii 90, e halucinant. Adică încearcă să mă facă să iubesc echipa națională de fotbal, promițându-mi că îmi dau bomboane, că îmi dau bere. bere la capac, la mm -hmm. nu știu ce. Noi nu avem nevoie de instrumentele astea ca să iubim. Știam că trebuie să iubim. Oamenii știau că... Da, da, ți se întorcea iubirea, nu știu cum... Păi da, se fotbaliștii adică... jucau pentru tine, știi? Jucau, jucau, <coughs> jucau fotbal. <laughs> nu, și e mai mult decât atât. E vorba de reprezentare, că asta o vezi și la echipe de cartier, știi? Adică Rapidul era al Giuleștului. Iar giuleștenii erau giuleșteni din tată în fiu. Ori acum în, în Giulești probabil că nici nu mai există giuleșteni. Știi? Nu mai, e, nici jucătorii nu mai reprezintă pe nimeni, uh -huh. nici suporterii nu se mai simt reprezentați. Chestia asta se întâmplă și la nivel de echipa națională, cu atât mai mult. Și e un fel de. o formă de singurătate în care cineva încearcă să-ți vândă pufuleți sau chipsuri. Și nu mai e o bucurie care să vină așa firesc. Asta e. Da, dar în să știi că dacă uh, ar fi niște băieți care ar aduce. Dacă ar fi rezultate, avea rezultate, rezultate, sigur. Imediat s-ar coagula în jurul lor și dragostea și toată lumea ar zice aruncă. E ar începe, posibil, ar dar să eu asta cred, adică e, de acolo pornește. Mă gândesc că în 94, de exemplu, nici nu aveam nimic și atunci te simți reprezentat așa în fața lumii, știi? Bă, nu avem nimic, suntem vai de capul nostru dar uite, am reușit să ajungem până aici. Acum oamenii a doua zi ar merge la mol și până vara următoare ar uita. Nu știm cum va fi, că nu ni s-a întâmplat. Mi-ar plăcea să întâmple, să ni se întâmple, ca să putem discuta atunci despre asta. Da. Că așa sunt doar supoziții. Cert e că pe vremea aia n-aveai nevoie de reclamă la echipa națională ca să ții cu echipa națională. Însă și faptul că a apărut ideea asta mi arată că totuși ceva s-a pierdut. Eu cred că ideea asta a fost doar o idee pur financiar. Bun, da. Nu ca să iubim Dar noi și mai mult sau mai și puțin. Și financiar, națională. sigur că toate lucrurile acum au o conotație economică. Eu statăm la chestia asta de vocabular, cum să schimbă vocabularul oamenilor. Pe vremea mea și a domnului Zob aici de față, cuvântul valoare nu însemna ce înseamnă azi. Acum cuvântul valoare are conotații economice cât valorează cu înseamnă cât valorează cu tărică pe piață. Mm -hmm. în care, Câte practic, milioane. Toți suntem niște, cum să vă zic, și oamenii în sine parcă își poartă tot timpul un fel de panou în care încearcă să vândă în permanență ceva. Un mercurial? Da, nu mai, Când... sunt, nu mai <laughs> sunt, oameni, oameni și atât, știi? Adică, băi, un om mă întâlnesc cu el, vorbesc cu el, sunt prieten cu el, fără să aștept nimic în schimb sau fără să am altceva decât bucuria sinceră a prietenii. Toate lucrurile astea, din punctul meu de vedere, Mileniul al treilea ușor, ușor le-a șters, ca să nu mai vorbesc de memoria istorică atrofiată total. Că sunt puțini oameni care mai înțe mai știu ce s-a întâmplat acum trei zile. Mi se pare când se repetă așa o uh -huh. buclă a unui prezent continuu, care pentru mine ca un, nu e satisfăcător. un fel de ziua cârtiței, așa un pic, da, că, da, dar mă rog, săptămâna cârtiței. Din, să din fericire o. am suficient de mult trecut în care să mă simt bine. E nostalgic, domnul Crăciun. Da, da, Se da. Pare da că... Și pare foarte trist, așa. Un nostalgic, Noi? cum să zic, argumentat, totuși. Da, 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 <laughs> păi foarte găsești argumentat. Întotdeauna oamenii. Uh, da, și fac o, filmul și își găsesc argumentele. Găsesc argumentele și vor sta, țin argumentele alea, pentru că au filmul. Și atunci e chiar un cer vicios, pentru că nu vrei să ieși din Dar el. Dar să știi că. Uh, în ciuda faptului că într-adevăr am o structură nostalgică, s-ar putea să știu destul de bine ce se întâmplă și în ziua de azi. Doar că nu-mi place. Adică nu refuz prezentul. Nu-mi place. Asta e o chestie de gust. Nu mă simt bine în el. Te-ai gândit să încerci să mergi în altă parte, să vezi dacă cumva prin altă parte nu. Eu am crezut că mi-ai făcut o documentare, că mă cunoști eu sunt mai mult pe drumuri am, am zburat mai mult decât știu, Taro. știu și asta e foarte bine, nu, nu, nu te bucură da. ieșirea din păi număr zilele nu zi, la, la zilele stat acolo <cute> adică nu, la, am, a te... așa cum am ADHD de toate felurile am și ADHD locativ și mi-e mi foarte greu să rezist într-un loc mai mult de 5 zile consecutiv fără să vreau să plec Serios? Adică pentru mine a fost foarte greu să stau acum un an jumate mai mult, bine am plecat oricum de fiecare dată când am putut și am plecat consistent, nu, 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 vreau să trăiesc în altă parte, aș avea același probleme pe care le-am aici. Tot așa, ar trebui să plătesc chiria, să caut de mâncare, adică nu, nu simt că aș face vreun un pas înainte. Vreau să trăiesc viața nomad, asta da. da să fiu în Manhattan, mâine Dar la băicoi. Ai, ai contracte care te cer în altă parte? Nu mă cere nimeni, mă duc eu așa de nebun și muncesc pe, cu, cu, uh, ziua. cu ziua, da, aici, practic, în ciorba asta românească în știi pâinea dar aici caut să plec de fiecare, acum număr zilele, nu ți-ascund până când se vor împlini Lici. cele două săptămâni de la rapel pentru a putea pleca uh, mai consistent din țara, nu, nu vreau să stau în altă parte uh -huh. uh, eu, am, eu am mai stat, eu am stat în multe locuri din lumea asta, am stat în Orientul, în Mijlociu, am stat în China, am stat în adică gen, când zic stat, am stat adică am stat măcar acolo o lună ca să înțeleg despre ce vorba, nu? Uh, chestii de genul ăsta da, în niciun loc practic nu te-ai văzut... Ba da, în Havana, Cuba. În Havana, nu? Ți-a plăcut cel mai mult? Probabil că da, dar tot din rațiunea de astea de... Uh, uh, și lumea aia pe care am cunoscut-o în Havana, Cuba, cu aproape 10 ani nu mai există, că din păcate le-au băgat internet și s-a destructurat Au țesutul și social. Acum? Da. Înainte oamenii stăteau de vorbă unii cu alții, știi? Și asta îmi plăcea. Ei, îmi plăcea că eu nu mai vedeam, văzusem cândva în copilăria mea și dispăruse prietenie, solidaritate, toate chestiile astea. Acum nu mai e așa. Și de unde știu că nu mai e așa? Știu că mă uit pe ziarul Juventud rebelde", care în fel de tineretul rebel, na, tineretul liber, cum ar fi la noi. Și au niște camere de astea de filmat puse prin piețele publice cubaneze, unde vezi ce fac oamenii, știi, cum era și la noi, când înregistrează traficul și nu știu ce. Și, efectiv, și nu se mai adună oameni în piață? Să se adună și fiecare cu telefonul lui și vorbește cu altcineva în telefon. Nu mai vorbesc cu ei între, între ei. Ceea ce chestia asta față de acum 10 ani, când asta era toată frumusețea lor, deci ca și când ai dat internet acolo, sigur că lumea liberă și e bine că se întâmplă, dar e ca și cum ai fi dat o bombă atomică peste ce era frumos. Nu mai găsești locuri din astea în care poți să te duci să, Eu, să vezi dacă oameni. Nu care nu vorbesc... în Africa am mai găsit chestii de mm, genul. Da, cred că în Africa și cred că sunt și prin <coughs> Orient undeva. Adică nu... La bun, da, în Orient e adevărat că sunt, da. Nu vorbesc de China. Da, nu, în Orientul Mijlociu să zic. Da. În Iordania, în asta găsești. Dar acolo e mai greu să te integrezi din punct de vedere cultural, ce puțin mie -mi da. era foarte greu. Nu vorbesc nici arabă și nu. Și nici nu e, uh, nu e filmul meu acolo. Mai degrabă prin America Latină. Dar oricum n-am de gând să, să uh -huh. locuiesc permanent undeva. Pentru că uh, pe mine cel mai rău lucru, lucrurile care mă enervează cel mai rău, uh, granițele mă enervează cel mai rău. Și eu nu vreau să am graniță deloc, adică nici nu vreau să aparțin unui loc. Vreau să fiu așa, să mă las în pace, să mă duc unde vreau. Adică uh, ai probleme când vorbești cu autoritatea unui stat să obții viza, de exemplu. Sau să explicit, <coughs> da, asta acolo. ar fi groaznic să trăiască să fac asta. Apropo, eu am fost în Belarus și am luat viză de la ambasada statului Belarus. A fost foarte interesant. Când ai făcut asta? Oh, acum 14 ani. E, pe vremea încă nu se opreau avioanele. Din nu loc. se opreau avioanele, dar era tot tovarășul Lukashenko, dictator da, și el atunci. E el de... era un tânăr okay. dictator, era mai tânăr, avea doar 13 ani de dictatură pe vremea. Mi-a plăcut foarte mult la Minsk. Cred că când ai fost tu era perioada aia din anii 90 semăna cu perioada din anii da, 90 Da, cu anul 91, așa, nu? cum era în România în 91, așa era la Minsk în 2007. 2007, da. Cred că tocmai chestia aia ți-a plăcut, nu? Bine, eram trist pentru faptul că oamenii nu înțelegeau ce și dincolo de orizontul lor. Ei nu aveau stăt. posibil, adică nu exista net, nu, nu era net. și deci, pe la noi, nu prea era cum trebuie. Nu e vorba doar de internet, e vorba de E tăiată punctea puntea de comunicare, e tăiată prim, primul rând, lingvistic. Da. Nimeni nu vorbea nicio altă limbă decât rusa. Toate televiziunile erau programe rusești, toate filmele erau în rusești, toate radiourile, adică până nu aveai contact să vezi și altceva, știi, din afară. Dar populația nu și-ar fi dorit, adică nu exista. Probabil că și-ar fi, și fi dorit. Care și-ar fi dorit? Cu să siguranță un că disc... ar fi că... oameni care să-și dorească și altceva, dar presiunea culturală era așa de mare. Că nu prea aveai fereastră pe unde să te uiți să vezi ce e și afară. Ăsta a fost sentimentul meu. Și a fost destul de izbitor treaba asta să, să nu găsești prea, bă, niciun om care să, să poți să, să, vorbești ceva dacă nu știi rusă. Nasol. Primul om pe care l-am găsit era o funcționară de pe la ministerul de, un minister de externe care vorbea aproximativ altceva în afară de rus. Că noi trebuia să rezolvăm tot chestii de astea administrative, cu viza, cu alte complicații. Și avea nevoie de cineva care să ne înțelegem. Și abia pe doamna asta ați găsit, Da. da. Adică mergi prin tot Minskul până găsești pe cineva la Ministerul de Externe de abia. Mal. Dar nu exista ceva legat de turism, nu știu, un oficiu de păi turism nu știu. pentru străini sau E ceva? posibil să fie existat, dar eu habar n-am dacă există sau nu eram niște ziariști, eram mai mulți ziariști români. Veniți acolo cu altă treabă, adică nu aveam treabă cu turismul lor, nu ne chema să venim pe banii noștri, nu pe banii lor. Și atunci era da, să mă descurc singur. Eu căutam să găsesc oameni capabili să-mi răspundă la niște chestii de asta. așa de ușoare, nu era ceva foarte complicat. Și cum, cum ți s-au părut oamenii? Că ți, tu asta spui, că îți place să vezi cum vorbesc. Ai <coughs> fost în Cârcium, Da, am fost, cum, da. Cum interacționau între ei? Că cu voi Tinerii beloruși bieloruși erau superbi, tineri și beți, erau foarte beți tot <coughs> timpul, atât bărbații cât și femeile. Oameni tineri frumoși, știi cum să zice acum expresia asta stupidă. Chiar erau frumoși, sunt frumoși bieloruși Atletici, așa, subțirei, femeile <coughs> frumoase, <coughs> femeile chiar foarte frumoase, na, frumusețe estic, așa, s-au părut extrem de relaxați pentru niște oameni care trăiesc într-o dictatură, că nu erau încrâncenați, așa, dar, sigur, și eu eram foarte tânăr și na, vedeam și eu cu ochii tinereții de atunci, aveam 23 de ani. Uh, mi-a plăcut atmosfera aia a lor, așa, s-a părut destul de... Nu pot să zic că erau liberi, dar, cu siguranță că nu erau, dar păreau destul de împăcați cu ce li se întâmplă, așa, ei mm -hmm. între ei, știi? Adică erau prieteni, erau așa, aveau... Ei cum eram și noi... Da, cred că s-a terminat, acum da. ați fost noastră în Divertis, da. grupul vesel, așa, oameni care se întâlnesc la ziua cuiva, știi? Sau care merg în parc și cântă la chitară sau chestii din asta. Sigur, când hai duci lui șapte cai și de-astea din um, universul tău cultural, adică nu când cei acum la modă Lady Gaga sau nu știu ce, că n-ai auzit de Lady Gaga, dar păreau fericiți așa mm -hmm. într-un fel, știe? Mă gândesc la ei cu drag. Era cumva trist că nu puteai să înțelegi ce vorbeau, ce își spuneau. Ce... Nu mai înțeleg ca așa un... Înțelegi adică, adică un ceva rusește? Foarte puțin, înțeleg. Dar, adică, cum să zic, n ai nevoie neapărat să înțelegi ce vorbesc niște oameni ca să-ți dai seama dacă sunt bine Corect. cu ei înșiși așa sau nu, e, știi? Așa e. De exemplu, tot așa într-o noapte mai complicată cu un chinez, M-am trezit că la vorbea în mandarina aia lui, în chineză aia cu mine și înțelegeam ce spunea. <laughs> și chiar dacă nu uh, nu vorbeam și nu vorbesc nici acum, am în continuare încredințat că am înțeles tot ce mi-a spus. Mi-a spus de copii, de ce avea el pe acasă. I-am povestit și eu toată viața, am povestit -o și eu pe și ne-am înțeles. Oamenii se înțeleg până la urmă, nu e asta problema. E vorba de suflete, știi? Mm -hmm. îmi, pare rău de, îmi pare rău de ce se întâmplă la Minsk, dar asta e situația. Da, din păcate. Nimeni e... nu poate să iasă din istoria lui Iași atât de ușor. Și ei sunt prinși în... Dependez de Rusia economic total. total. Total, pe ei acolo sunt, sunt convins că... în chiar... rusească. Exact, așa. și chiar și deturnarea asta a fost cu oblăduirea și pusă la cale tot de ruși, cred Bineînțeles. Că a fost doar ideea lui, băi, putem să-l deturnăm pe asta, uite că e la Atena. Păi cum facem? Și i-a dat telefon sau din nou sunat știți, și au zis vezi că te E putem o problemă generală în lume care de multe ori ne scapă. Oamenii sunt totdeauna mai buni decât guvernele din țărilor lor. Oamenii din Bielorusia de rând sunt niște Cu oameni siguranță. care merită mai mult decât guvernul ăsta. Așa cum și rușii merită mai mult. Chiar și românii merită Chiar mai mult. Chiar și bulgarii, frații Chiar noștri. și bulgarii, frații noștri. Merită mai mult și românii de fiecare dată față de guvernele pe care le-au avut. Oamenii, definitiv, nu sunt chiar atât de, de, de mernici cum sunt guvernele, știi. Eu am fost și în Rusia chiar de mai multe ori și de fiecare dată m-am dus cu foarte mare plăcere și îmi plac foarte mult uh, oamenii. Nu guvernul rus, nu Putin, nu autoritatea, ci oamenii. Oamenii sunt, oamenii sunt ok, în definitiv, peste tot. Sau cu siguranță ți mai bun Asta, decât crezi, de guvernele. De ce crezi tu așa din perspectiva ta și din cei ai trăit până acum, de ce alegerile noastre e să, adică ce alegem noi să ne conducă nu e ce trebuie până la coadă, adică ce oh. se întâmplă, nu numai pe la români, în general dacă putem face, de ce la bulgar nu-i mai bine sau de ce la nu-i mai bine? Uh, Sunt uh, fiecare uh, fiecare societate e construită pe o serie de moșteniri și noi avem o serie de moșteniri nefericite, noi în spațiul cultural românesc, avem o moștenire otomană care nu e prea reușită, avem o moștenire comunist-sovietică nu prea reușită, o moștenire național ceaușistă nu prea reușită și ea, apoi există răsucirea asta spectaculoasă de destin care zăpăcit oamenii, pur și simplu când se prăbușește o lume și apare alta, e ca la zoo, nu? când ai drumul la toate animalele deodată și alea mai carnivorele mănâncă pe celelalte mai... Amărâte, da. Plus că mai e și ideea asta, asta o știu de la mi-a povestit o cineva o doamnă din Croația. Oamenii au trăit cu impresia asta că capitalismul ar fi despre dreptate și nu e. E despre profit. Și libertatea au descoperit cu mare stupoare oamenii după 90. Nu era despre a face societatea dreaptă. Era despre cine poate să miște mai lejer și să profite mai mult chiar economic de libertatea care s-a născut, știi? Și atunci s-a înrăit sufletul omului, nu știu cum să spun. Și în afară de asta, mult prea mult timp pentru care celele de putere să funcționeze, cetățenii onești au fost sistematic excluși din orice formă de angajare politică și probabil că încă mai sunt. Și atunci chestiile astea sunt confiscate de niște indivizi care, cum să zic, N-au mers vreodată în viața lor cu trenul la clasa a doua, ca să știe ce-i viața, știi? Eu i-aș pune pe trenul la de navetiș care pleacă din Titan Sud la 5 dimineața să meargă la Oltenița. Eu n-am încredere într-un un politic care trebuie să meargă cu unii pe stradă să-l păzească. Dacă ești, dacă e cu adevărat ceva de capul tău, trebuie să fii un cetățean și tot m am văzut că <coughs> sunt pe afară, care merg cu metrou, merg cu bicicletă. Uite, o să-ți cu... spun ceva care s-ar putea să fie comic și în sprijinul ideii de care zici Am mai povestit asta odată cândva, chiar în casa poporului, am spus-o unor deputați care se uitau la mine așa acolo. <coughs> <coughs> mă Prin anul 2000 eu mă aflam prin Elveția, ziarist, da? Eu munceam, eram pe acolo, trimis, lucram la o publicație care avea patronat elvețian, și în fine, ne mai chemau și noi așa din lumea a treia să ne arate civilizația, să ne dea ciocolată elvețiană. Și a de o nevoie trupească într-o piață. M-am uitat și în jur cum e omul când i-a păsat de nevoie trupească. Bă, unde să mă duc să rezolv proa asta? Am niște cârci, niște astea, dar am intrat așa în panică, pe care probabil că o cunoști în momentul în care trebuie să te duci repede, și am intrat în prima clădire care mi-a apărut în fața ochilor, poți păi, să-mi căuta baia, am rezolvat ce aveam de vă ca să aflu după aia că tocmai, tocmai făcusesem și îmi rezolvasem această problemă trupească în Parlamentul Elveții. <răzări> în calitatea mea de om care mergea pe stradă și a intrat acolo într-o... Nu mă într nimeni, de nu mă întrebat nimeni de... nimic. Incredibil. Și, nu uh... sunt niște tip la intrare. Uh... Adică nu e ca la Casa Poporului de nu poți nici să urci de ăla să te apropii de ea, <răzări> că ziduri și sunt azi. Nu, e al cetățenilor. Eu am văzut un om acolo că mă grăbeam. Probabil că i-am arătat că mă duc la baie. Știi? Un paznic la intrare uh -huh. aveau și ei acolo. Dar E vorba de... Uh, nu sunt bariere între cetățeni și putere, cum e normal să nu fie. Și mai mult decât atât, după ce am ieșit de acolo, eram ziarist așa din toată Europa uh, și era un uh, ziarist maghiar care cunoștea Elveția, stătuse pe acolo și mi-a arat într-o stație de tramvai un cetățean care aștepta așteptat tramvaiul. Și că știi cine e ăsta? Nu știu unde să știu. Cum de finanțe al Elveției. Foarte bine. De asta e lumea așa cum ar trebui să fie. Ca la Pepe Muhica în Uruguay. Să mergi cu fiatul la vechi pe stradă și... și mai ce se întâmplă? nu? Da, și iubirea asta e complicată. Dar, uite, mă uit la președintele României, care a câștigat la scor, nu? Cu 80% sau cât a câștigat cu doamna asta, Viorica. Viorica. Bă, nene, să câștigi cu 80% sau cu cât ai câștigat și să nu se bucure nimeni pentru tine, cred că e o problemă. Știi? Adică, extigat categoric, un adversar sigur, un sparing partner, cum avea Lucian în bută la gala bute, dar nu s-a bucurat nimeni pentru tine. Probabil că în afară de tine și de soție și de alți acoliți, nu știu dacă a ieșit așa cineva în interiorul lui, bă, ce realizare, ce chestii avem, știi? E, asta, din punctul meu de vedere, trebuie să fie o problemă. Pentru că s-a votat exact cum s-a votat în <coughs> ultimii 20 de ani, s-a votat... Lasă, ră, când, eu țin răul, minte când, era... când a ieșit Băsescu președinte în 2004, ai așa cum lui. eram noi, da, da, ne-am da. bucurat. Ne-am bucurat da. pentru da? că sparring partnerul de atunci era... era chiar o sperietoare, da. pentru mine cel puțin. Și eu am fost în stradă, am fost la Revoluția Portocalie, m-am am, am bucurat pe stradă deci că ești, a ieșit Băsescu președinte. Deci ești un băsist practic, nu sau ai fost un băsist. Un băsist. Uh, am crezut și eu am votat la fel ca a fost atunci. mai bine. A fost opțiune rațională. Ani, cel puțin, Absolut, am avut da. impresia că bă, suntem pe drumul cel bun și Nu, nu, da, cu pus... siguranță. Primii ani de mandat al lui Băsescu, 2005-2007, Exact. au fost poate cei mai buni din istorie. Adică era clar că se merge într-o direcție bună. Da. da. Și, bine, după aia, după aia evident am că s-a. Am descoperit -a... mijloacele, după aia am descoperit băutura, după da. aia am sărit, niște Mergeam doamne... în Uniunea Europeană, știi? Mergeam înspre Uniunea Europeană categorică, vedeam, intram. Uh, nu, eu țin minte anii apropo de nostalgie și așa, eram deja în ziar în redacție și bă, era o atmosferă de hai că se poate uh -huh. mergem pe drumul cel bun, da. asta era chiar ideea. am, chiar am avut uh, sigur că nu aveam neapărat legătură cu președintele Băsescu ci cu starea de spirit generală, știi, erau, bă, gata, o să fie bine, știi, o să începem Intrăm să... în Europa, se schimbă... Da, o să începem ocază, să mișcăm, adică da. nu o să mai fie. Apropo de Belarus, păi, da, fără Uniunea Europeană nu eram foarte departe de Belarus. Și dacă vrem să rămânem totuși ancorați cât de cât cu un picior în, într-o lume oarecum normală, nu avem altă șansă. Stăm aici pe scara de serviciu a Uniunii Europene și mergem și noi cu trenul ăsta, că fără el rămânem, ne întoarcem iar în Imperiul Otoman sau în Imperiul Țarist. Asta da, e exact, destinul nostru, exact nu avem alt de ales. Dar nici nu mai trebuie să mai alegem altceva, părerea mea. Adică, măcar în timpul vieții noastre. Știu, nu știu, știu, dar pe de altă parte. Copiii noștri eu, poate alege altceva. pe de, de altă parte, jocul ăsta nu e niciodată încheiat. Păi nu. mai de vreme, dacă cu 3-4 ani încă erau forțe care te trăgeau în dărăt înspre alte zone mai gri. Știi? Uniunea Europeană vine la pachet cu niște reguli, cu niște legi, cu legislație, o brumă de civilizații. Și foarte greu să te adaptezi la așa ceva. Adică să nu crezi că e dată pentru totdeauna. Dar niciodată chestiile totdeauna. astea nu sunt date pentru totdeauna, pentru că astea sunt făcute de oameni. Da, istoria Or, oamenii, e. Alții mor, <coughs> alții vin din da. urmă și schimbă. Pot să schimbe regulile. Asta e clar. Când vii din Orientul Mijlociu, când vii de la Amman, de exemplu, ca un oraș foarte frumos, bă vezi București Occidental. Chiar îl vezi Occidental. Când vii de la Copenhaga, e o mizerie. Uh, uh, îl vezi ca pe o mizerie. Important e de, de unde, de unde te raportezi. Da, da, da. Știi când am... Cred că vorbeam cu Alex zilele trecute. Am încetat să mai critic. Am încetat să mai vorbesc critic despre cum arată țara după ce am, am locuit o perioadă mai lungă în India. Și de câte ori mă întorceam în 2011, 2012, 2013 și ajungeam la aeroport. Europa. Nu, nu, foarte de, pu de puține ori am simțit bucuria de a revedea poporul român. Chit că aveam, chiar în 2012, îmi minte că era o metru jumătate de zăpadă la mine pe stradă, din cauza nămeților și. Da, era strânsă zăpada în nămeți, adică trecus un plug pe acolo. Și eu venisem de la Muson, adică veneam de la 34-35 de grade, umiditate 80% și ajungeam la minus 10 grade. Și dintr-o dată, panourile alea publicitare care mă deranjau când veneam dinspre Otopeni către București, care sunt tot felul de chestii urâte. Unele meșuri care sunt rupte, deci vedeam, nu le-am mai simțit deloc. Exact cum ai spus da. după, am ajuns în Occident. Am ajuns în Occident. Și când vorbeam cu în Sri Lanka, de exemplu, mă întreba unul. Ă, deci, pentru ei, Europa e cum e India. Adică, e, e la fel. Continentul este la fel de mare ca dimensiuni și mă întrebau, a, ești din România? Da, bă, mă, Europa. Și cum mai, mai la nord e de Edinburgh Mișto de dealurile, nu? Deci pentru era, păi stai mă, eu sunt din România, stai, că eu n-am treabă cu Scoția, adică știu că e mișto acolo, dar n-am... De... Nu mai... Mă, mă... opream, că și rost mă, Era ții, greu să le explici că, că tu din ești... în altă parte... Da, da. bulgarii nu, stăce. sunt la fel ca suedezii, <laughs> deși <laughs> sunt <laughs> tot <laughs> europeni, practic. Păi da, da, da. Ce căuta uh, ne e adevărat, în Bulgaria, da. Dar nu ați ce căutat în India, iertați-mă. Um, datorită faptului că soția mea construia o fabrică acolo, eu am făcut naveta, am susținut o... Am făcut o... cea mai lungă navetă am din Am făcut istorie? o navetă mai lungă, n-am mai fost la Iași, săptămânal, mergeam lunar în India. București ce -ai, parcă. București ce ai Frumos. Foarte frumos. Și de ce v-ați mai întors? Uh, M-am întors pentru că s-a terminat de construit fabrica. <laughs> <laughs> da. Sunt... și nu mai fac indienii și alte fabrici. Ba da, făceau, dar au, nu mai lucra soția mea a început să fac în Franța, după aia să lucrez acolo. Și acum ați făcut naveta în Franța. Da, și acum fac la Cluj. E bine și la Cluj. E bine și la Cluj. Iată, se dezvoltă Clujul. Da, da, uh, se ușor. Ușor, uh, uh, ușor, ușor Transilvania o să meargă tot mai mult înainte și alte regiuni istorice uh, mai puțin. Chestia asta am simțit tot din 2019 când, de când am început naveta la Cluj și pot să spun că ai perfectă dreptate. Da. Iar și când se vor termina, uh, nu vorbesc de uh, Piteș-Sibiu, că aia nu se va termina în timpul vieții noastre, da. autostrada nu cred că se va termina, da. dar cealaltă de la Sibiu către. Bosch, aia, se va face. aia se va face. Poate în 5 ani de acum încolo da. se, se va, va termina. face. Și, practic, jumătatea aia de Românie, sau enclava asta, Transilvania-Banatul, da. vor fi complet legate de Occident și s-a terminat. Transilvania adică. există vorba asta, nu? E, e deja cunoscută. E o Elveția Balcanilor. Chiar e o Elveția hmm. Balcanilor, Transilvania. Asta e situația o să distanța o să fie tot mai mare. În continuare deși noi credem că trăim într-un stat național unitar, chestia asta e doar în capul nostru, la nivel de mentalitate, pentru că de fapt trăim în niște regiuni istorice în care, care au moșteniri culturale foarte diferite. Absolut. Și asta se vede, știi? Adică o vezi Transilvania e diferită de Oltenia, Moldova e diferită de Bucovina, de țara românească, de Basarabia, toate sunt diferite între ele. Sigur că împreună suntem Româniași, dar ne ajută, nu am nimic împotrivă să ne unim și cu bulgarii, din partea mea, și cu Copenhaga, să ne unim. Mai ales că tu ai rude la. Nu, n-am rude, și... e o, o, o. sau te o, te, te e o deformare a adevărului, în sensul că uh, bunicii mei sunt, uh, din partea tatălui și bunica mea și bunicul meu, sunt, cum să zic, din. Uh, am putea spune, e nici bulgar, dar din generație în generație. Adică mm -hmm. ei vorbesc între ei bulgărești. Bunica mea și bunicul meu vorbesc între ei. Sigur, vorbesc și știu limba română, dar vorbesc bulgărești între ei. Și de tine s-a ceva? Tot așa, merg <laughs> pe un alt drum. <laughs> dar. A ales rusa, n-ai auzit? N-am ales-o, nu, nu. Dar am, acum, pe măsură ce îmbătrânesc, mi-am propus să mă apropie și de să, cum să zice, să ieși din dulap și să-ți accepti <laughs> bulgaritatea și să mergi mai să departe. Aida, da. Și să da, cred că C Ai fost un... în Bulgaria? O singură dată. O singură dată, pe păi nu, că n-am rude în Bulgaria sau Sunt oameni care trăiesc aici de sute de da, ani. Da, da, da. Dar cum sunt sași, nu, cred că și Iohannis cu mama lui vorbește pe nemțește, nu? Uh... Nu nemțește, ci dialectul. Sășește, cum să cum s-ar zice. Da, da? e așa des. și bunicii ăștia imici. Atâta adică, timp că mi-am învățat limba română, când sunt la școală în clasa 1. Adică, în toată zona unde sunt ei acolo, în localitatea, sunt numai de ăștia bulgari. Uh, tradițional. De ce ai plecat din presă? Așa ți se pare? M da, da, mă plecat. rănești cu adică uh, cuvintele din preza, astea. Din, din uh, presa cu salariu. Cu, cu o, salariu o, și te-ai dus în, în zona de. În de free, 2013. Freelancing. Acum 10 ani? Băi, sunt mai multe lucruri. Dacă vrei un răspuns punctual, e că nu mă mai simțeam bine acolo. Aveam un redactor șef care nu mă înțelegeam prea bine. Și, mă rog, ne-am despărțit. Uh -huh. Eu, era, când eram tânăr, eram mai temperamental. Și, mă rog, nu prea mi-a plăcut. El te-a făcut într-un fel, tu l-ai făcut într-un fel, dar nu v-ați jignit pe acolo? Da, oare, nu ajuns oarecum până. nu s-a ajuns, poate până acolo. A fi nu mai vreau să mai vorbesc despre. A fost uh, niște. Nu. Da, nu. nu. Neînțelegeri okay. legate de. Uh, de management? Nu, de ce credeam eu că trebuie făcut și de ce credeau ei că trebuie făcut. Eu aveam deja 8 ani de presă de cotidian, adică de zi cu zi, câte 15 ore pe zi zi de zi și cumva cred că ajunsesem la o saturație uh -huh. și nu mai aveam nu mai aveam chef să, să trăiesc așa știi? Uh -huh. și în primul rând mă enerva că n-aveam timp să mă duc eu și să-mi fac ce vreau și a fost o eliberare foarte tare după 2013 am plecat ai călătorit uh, mult mai mult ai scris da, am mult fost mai mult. plecat în anul ăla, am mai venit prin România doar așa să Uh, rănesc pești din când în când să nu moară cu tot uh, Nu, am fost prin Cuba, prin Israel Prin Palestina prin Peste tot am fost în anul ăla știi? Adică am, am făcut ceea ce nu puteam să fac înainte Că trebuia să fiu la serviciu Și de atunci a luat decizia destul de înțeleaptă De care iată aproape 10 ani să mă țin, Să nu mă mai angajez niciodată Ca Emil Cioran. Adică sper să reușesc da. Să am un program de ăsta, știi, să te duci la serviciu să asta. Sigur. Și să asculti niște, poate, da. câteodată inepții, să trebuiască să no, faci da. ce nu-ți place. Uh, sigur, asta vine la pachet cu foarte multe lucruri, da. cu instabilitate, cu precaritate, cu nu știu ce. Dar uh, poți să te legi și de niște proiecte de suflet, adică ești părinte fondator, așa este, Recorder, uh, ai, uh, ai făcut. Îmi de place să făc... cred că nu sunt. Uh, asta e chestia administrativă, e ușor să fi părintele fondator aceea. Mai important de atât sunt părintele fondator al membrilor. Adică îmi place să cred că am ajutat pe, am deschis porțile meseriei astea pentru niște oameni care au făcut și fac în continuare lucruri uh -huh. foarte bune și la care mă uit cu prietenie și cu admirație și o să și fac asta mereu. Și nu ți plăcut să continui investigații lângă ei? Bă, nu. În sensul că, așa cum am zis mai devreme, am făcut mereu doar ce am vrut și la momentul la care am vrut să fac altceva, eu vreau să scriu, adică vreau să scriu și ca să scrii cotidianul ăsta, chiar dacă nu mai e un ziar, știi, să fii în fiecare zi, ți îți răpește tot timpul. Nu, practic. te, te cu realitatea. Și eu am nevoie de o zonă de un gard viu și verde, în pentru care principița. să țin realitatea departe, știi? Să stai acolo. Știu că există realitatea, o cunosc foarte bine, probabil mai bine decât media românilor. Că asta a fost situația, am umblat prin lume și am văzut, am vorbit cu toți președinții din România și cu toți oamenii cât de cât importanți de pe aici, așa, istoric, de multă vreme încoace, și știu cum arată realitatea și vreau. M-am plictisit de ea, vreau să mă ocup de alte lucruri. Și ăsta e motivul pentru care. Uhum. Nu simt nevoia să fiu băgat în treburi de astea, să mai devoalezi un, o măgărie. Sunt sigur, lucrurile astea trebuie să întâmple, e foarte bine că se întâmplă. Cu cât or să le facă mai mulți oameni bine, cu atât o să fie mai bine pentru țara noastră. Presa e un, o sumă de anticorpi. Dacă ai anticorpi în societate, ești apărat. Dacă nu ai anticorpi, asta e. Când vine prima ceală, mori. Un câine de pază, da, latră acolo. Cum să zic? Nu mai atrăgea destinul de a fi câine. Uh -huh. Deci, cu toată noblețea pe care eu atribui acestui destin, eu în continuare eu, sunt genul de om care are enorm de mare respect față de meseria de gazetar. Pentru că mi se pare că e un destin romantic, niște oameni care vor să facă lumea un pic mai bună, fără să fie niște ticăloși în același timp, știi? adică fără să nu câștigă foarte mult neapărat un gazetar foarte cinstit și am o viziune de asta romantică, poate depășită. Și foarte idealistă după Foarte capul. idealistă, da, e adevărat, dar eu asta am fost, adică și asta am făcut, n-am trădat, nu mi-am trădat meseria asta niciodată din punctul meu de vedere. Adică eu nu că nu mi-am trădat-o, Dacă am făcut jurnalist 16 ani și n-am luat niciodată nicio șpagă și nu poate să-mi arate nimeni că mi-a dat un leu și nici n-am dat, nici n-am luat nicio șpagă cât am trăit pe teritoriul românesc, Înseamnă că totuși am fost uh, ok. Și se poate trăi așa, din freelancing, se acum? Se poate, se poate. Sigur, în condiții în care eu muncesc mai mult decât înainte. Scuze-mă, mi se pare că și scrii mai mult decât scriei înainte. Uh, Băi, în, când așa, intri într-o dinamică de... Uh, cum să zic? În, eu am și condus uh, fragmente de redacție, știi? Uh, secții cum erau la ziar. Recorderul de azi o fostă secție pe de care o conduceam eu la adevărul, pe vremuri. Era mai reporter special, Și uh, faci multe lucruri care nu se văd. în momentul, Adică nu stai doar și scrii într-o redacție, faci multe alte lucruri care nu se văd. Editezi texte, te vorbești cu unul, te ceri cu alții mai mari ca tine, încerci să mediezi, încerci să știi. Uh, și asta îți consumă timp și ți iau din timpul de scris, evident. Acum, pentru că nu mai trebuie să fac astea, cumva am gestionez timpul așa cum doresc eu. Dar de fiecare dată eu sunt suficient de prost încât să, când aș putea să stau liniștit, să mai inventez singur alte lucruri de făcut și să practic să nu le termin niciodată. M-am consolat cu ideea că asta e, asta e. Eu mă bucur că faci chestia asta pentru că eu am, am rămas cu niște articole pe care le-ai scris, care mi-au mers la suflet și care au schimbat niște lucruri în mine, chiar dacă pare așa foarte nu știu, pompos ce despre spun. Despre ce vorbești? Păi, uite, vorbesc, de exemplu, despre un, un băiat despre care nu știam nimic și datorită ție am Tipul aflat despre el. Despre, informaticianul care m-a Da, informaticianul Mihai Pătrașcu, da, cred da, că Pătrașcu. este numele lui. Eu nu știam absolut nimic despre... Bă, nici nu știam înainte Spre despre mă omul des. ăsta și uh, articolul... El a fost un articol bun, e adevărat. Artic... să recunosc și eu Unul asta. dintre, dintre cele mai bune articole pe care le-am citit eu vreodată. Acum... Sunt... Sunt în asentimentul tău. Da. Uh, um, da. Dar na, meritul meu e minimal. Povestea era bună și emoționantă ca atare. Sigur, meritul, dacă am și eu vreunul, e că uh, totuși după atâția ani de presă, știu să recunosc un subiect bun și să, să dacă merg în... Dacă poți pe scurt să, uh, să ne să zici... un pic. povestesc cum s-a întâmplat? Uh, da, și să ne zici un pic cine a fost totuși bă, băiatul ăsta. Știu că e foarte greu de sintetizat. Uh, nu, nu dar... e greu, că eu am capacitate de concizie. Am lucrat în presă. Uh, o să-ți povestesc ceva. Chiar o să, mă, să acum a fost cu cea mai pauză că încercam să mă gândesc dacă nu cumva să împlinesc cred că 9 ani, probabil de când am murit. În fin, Dumnezeu să-l iert. Eu am ajuns absolut din întâmplare. Am ajuns din întâmplare la subiectul ăsta pentru că de fapt eu am făcut, voiam să fac un subiect cu altcineva, respectiv cu prima soție acestui informatician Mihai Pătrașcu, articolul se numește Geniu, că a fost publicat pe Presoan în decembrie 2015. Uh, și vreau să fac un interviu cu soția, prima soție a lui Mihai Pătrașcu, care era o uh, matematiciană și ea că eu am chestia asta, îmi plac oamenii de știință în general și sigur uh, Corina, că așa o chema, e nu doar un strălucit om de știință, prima soție a lui Mihai Pătrașcu, ci era și o... Uh, tânără, plină de calități pe care -ai să simțeai nevoia să vrei să o cunoști. Adică eu citisem câte ceva despre ea și mi s-a părut că e o... Uh, uite, asta e o fată care chiar aș vrea să o întâlnesc, să văd... Mi se pare că știe despre ce vorbește. Făcuse, Harvard, ce... era profesoară la Princeton. Sper să nu greșesc. Uh, în fine studia în America Matematică și cu siguranță lucra la Princeton. Și am avut o masă, o întâlnire, să fac un interviu. Eram aici undeva prin centru vechi la niște greci, mâncam o caracatiță la grătar, beam un, o bere grecească și mâncam o brânză feta, discutam o discuție foarte mișto Viață și la un moment dat vine vorba despre treaba asta. Păi că am fost măritată cu nu știu ce, și nu cunoști, nu cunosc, nu știa nimic, știi? Și a început să-mi povestească, știi? Și cumva era, da, era cam filme, într-o atmosferă foarte, de cei că sunt niște oameni în vacanță, devenea tot mai grea Suma. și mai apăsătoare și mai noar povestea și îmi zis, bă, da, vreau să scriu treaba asta, că um, i-am povestea foarte frumos, știi, despre omul ăsta, care fusese soțul ei, mă rog, erau divorțați de multă vreme, să căsătoriseră când aveau 18-19 ani, fusese puține ani, de fapt, căsătoriți, Uh, dar vorbea frumos așa cu dragoste na, ca un om pe care l-a iubit și acum nu mai trăiești și mi-am zis că trebuie neapărat să scriu treaba asta problema era că ea urma să plece în America chiar a doua zi cred uh, de fapt nu pleca în America, pleca pe undeva în Africa să studieze niște furnici, nu mai știu bă, nu rămânea în România foarte mult ca să poți să continui discuția și așa și am Încercat să reconstitui și am ținut legătura și cu fata asta, cu Corina, după aia am ajuns la familia lui și n-am făcut mare lucru, că adică am respus povestea, o poveste care treia spusă și pe care dintr-un motiv sau altul părea că nimeni nu știe, știi? Și eu sunt încredința că sunt multe astfel de povești pe lume, oameni despre care ar trebui să știm, care au făcut lucruri interesante și foarte uh, importante și foarte emoționante, așa, în el, el avea o minte sclipitoare, adică nu degeaba era considerat de mulți geniu. Avea da. că premiile, premiile pe să știi care le-a că le -a luat Sunt mulți pe... oameni care au, care au capacitatea asta de a, de a fi sclipitoare, și care, probabil că sunt, cu siguranță, sunt mai multe genii în jurul nostru decât știm noi. Pentru că nu prea ne uităm unde trebuie, știi. Adică, sigur, ne uităm, e drăguț să te uiți la Vidocetis ăsta cu sparanghel, la astea, dar modelele societății sunt total fac tap așa, sunt total greșite și eu am luptat cu asta din prima mea zi de gazetărie, să aduc în față nu uh, imbecil și în banci, ci oameni de la care sunt fest totuși ceva, știi? Din lecția lor de viață, chiar și din asta, că, uh, na, până la urmă ce e așa excepțional în povestea asta? Păi, poate că excepțional e că îți dai seama că un om cât de el de deștept, un geniu, nu știu ce, moare înainte de 30 de ani și până la urmă moartea e, cum să zic, e ceva inevitabil, e numitorul nostru comun, nu putem scăpa de ea și azi, azi ești, mâine nu mai ești. Știi, învățătură de babă, de țară, nu e mare lucru, dar e, e important să, să conștientizezi din când în când treaba asta. Oamenii să compă asta pe mine mă înspăimânt, de fiecare dată se comportă și cum ar fi nemuritori. Și nu doar că se comportă Adevărat. ca și cum ar fi nemuritori, cum mă comportam eu când aveam 16 ani, sigur, aveam o scuză, ci mai mult decât atât, se comportă ca și cum ar fi normal să fie în viață. Ori eu nu știu dacă e chiar așa normal că suntem în viață. S-ar putea să fie mai degrabă uimitor că suntem în viață. Știi, și să luăm. O minune. Da, un miracol, un minune, un miracol. cum ar zice Copilul Minune. Adrian, Copilul Minune. Am cunoscut și pe Adrian Copilu mine cândva. Ți-a cântat? Da, mi-a intrat în ureche și a cântat. Nu, no, un tip... <coughs> mi-a plăcut să cunosc oameni mm -hmm. în general. Da, e, e, o o poveste, e o poveste chiar impresionantă și... Dar ce te-a impresionat pe tine? Păi, uh, mie mi-a plăcut foarte mult că uh, subiectul... Uh, adică mi s-a părut Tratat din toate unghiurile posibile. Ai, ai mers și ai vorbit cu părinții lui care aveau. clar, le era foarte greu să vorbească despre, da, despre fost, fiul fost lor fost și m-a impresionat chestia asta, în primul rând, că te-ai dus acolo și ai, ai făcut clar o, o muncă dificilă. E greu să vorbești cu niște oameni cărora l-a muri, murit unii cu copil, cred, nu? sau Mai o Mai ușor. Or este, este foarte dificil. și e ai Ai scris. Dar n-am fost singur. Rândul, am fost cu un. Coleg, mă rog, cu ai scris din punctul lor împărțit, de vedere. Ai scris din punctul de vedere al Corinei primei soții. Dar mi place să ai stat de vorbă să cu a, doua, din toate unghiurile. cu a doua lui soție. Adică mi s-a părut o, un, un POV așa <coughs> Nu știi ce, întreg. sigur, e, e, foarte emoționantă povestea asta și na, e trist că vezi că e un om capabil care moare și că n-ai ce să faci și asta e, mori. Ai avut cancer la creier și mori. E groaznic. Și tânăr, na, vorba aia, 30 de ani, nici 30 de ani. Uh, dar eu, de-a lungul vieții mele, am scris foarte multe uh, subiecte din astea uh, sentimentale și emoționale, dar cumva dintr-un motiv sau altul, uh, nu au fost la fel de circulate. Și ăsta e uh, foarte multe chiar înainte să existe rețele, de astea de socializare, Facebook mm -hmm. sau whatever. Știi, povești grele de tot, și nu le știu oamenii, pentru că nu le știu oia care au citit ziarele, după aia s-au dus, s-au murit sau au fost îngropate, și e greu să le rei. Uh, adică, ce vreau să zic e că eu mă simțeam. Uh, nu mă înspăimânta intimitatea cu tragedia. Că eu scrisesem ani de zile mm -hmm. despre Holocaust, despre oameni care au fost în Gulag, am scris despre o mamă care și-a mâncat mama, mă rog. Uh, Murise în Transnistria, în lagăr, și mâncau cadavre și chestii de. adică mai groaznice de atât, okay. știi? Despre un om care l-a omorât pe taică sau la Auschwitz, că nu mai putea să suporte la bătrân și l-a spânzurat el cu singur, l-a spânzurat. Adică să despre nenumărate lucruri, chiar mai grave și mai grele decât asta Și ca atare, cred că eram destul de pregătit să pot să, să rezist la, la genul ăsta de poveste, dar. Uh, uh, știi cum e? Textele au și ele destine, la fel ca oamenii. Unele ajung să fie mai cunoscute, altele mai puțin, uh, și am impresia că și uh, urechea publicului s-a uh, deformat un pic. Uh, nu mai sunt. Uh, nu mai impresionează dacă vine și le povestesc acum suferința unui om care a făcut 20 de ani de Siberia. Sigur, există o nișă care, de oameni care s-ar putea impresiona și așa. Care dac, va rezona cu Da, dar cumva au pierdut memoria istorică, știi? Nu mai știu ce e Siberia, nu mai știu ce e Gulagul, nu mai știu ce e Holocaustul, știi? Nu mai știu ce înseamnă o, o, societate din asta, un regim totalitar și cu victimele regimului ăsta, știi? Din punctul ăsta de vedere, cred că dacă aș relua, și am și reluat unele dintre texte astea, nu e ecouul care m-aș aștepta eu să-l aibă, dar eu consider că nu e nici vina mea, nici vina poveștii care, na, mm -hmm. doamne ferește, e tragică în sine, dar oamenii au pierdut memoria memorie istorică. Asta, asta o dată, dar cred că mai există un motiv. Stilul de știri care a apărut da, da, după s -a ce a venit televiziunea, nu mai există știrea ca atare, ci știrile ca să poată să... Infotainment-ul ăsta a adus cum să spun, orice accident de mașină Da, capim, banalizează orice... tot, tot. De... <coughs> și evenimentele a... din decembrie 1989, cunoști expresia asta? Da. acum dacă te duci la dacă chem doi oameni și pui un banner în spate ai evenimentul din clubul X da? totul e un eveniment mm. am fost la prânz, am mâncat Prânzul o salată serenuius. de uh, ton evenimentul cu salata nu mai e dimensiunea istorică importantă, adevărat, evenimentele, știi, mm -hmm. din, totul e banalizat și asta e, e, și cred că de asta cumva o poveste cum e asta lui Mihai Pătrașcu e, e, a, fost, a avut un impact emoțional mai mare, că e cu oameni care ar putea să fie la fel ca tine. Știi? Nu s-a întâmplat în Holocaust, nu s-a întâmplat în Gulag, S-a întâmplat, mm -hmm. sigur, un, un personaj excepțional și e păcat că l-am pierdut și nici măcar nu știam că există, mm -hmm. da? că nu aveam noi conștiința faptului că, boite, avem un geniu în informatică, așa prin lume, care face treabă. dar, uh, Da. Na. Da. Pe de altă parte, ai, ai, scris, uh, ai scris și niște. Uh, mie, mie tot timpul mi s-a părut că, uh, cel puțin din poveștile de pe, de pe Facebook, mi s-a părut că îți place foarte mult să te duci prin, prin cârcium și să stai și să asculti oamenii și să, să vezi diferite personaje, și te, te inspiri foarte mult din, din zona asta. Și mi-amintesc acum că tot ai vorbit de, de Havana Cuba, de o poveste. Care mi-a mers la, la suflet, Maradona. Legat de, legat de Maradona. Da, țin la minte. A fost bună, aia, da. A fost... scris-o când a murit Maradona. Da, uh, ai scris-o când, când a murit Maradona și la fel mi-a rămas în timp. A fost bună undeva. pentru că vorba lui Dostoevski a fost adevărat. Da. E frumos pentru că e adevărat. Da, uh, chiar așa s-a întâmplat. Am fost când eram, în, eram prin Havana-Cuba și mergeam așa. Uh, eu nu. Eu merg în toate mediile, nu doar în Crăciun, adică hmm. și în cimitire, și în tramvaie, și peste tot, oriunde e viață, cât de cât care poate fi observată. Sigur, Crăciun mai un mediu foarte prielnic, pentru că acolo oamenii sunt mai. erau pe vremea când se mai puteau întâlni între ei, mai detașați cumva și mai. Să mai deschid limbile. Da, așa, da. Și <laughs> foarte mișto să-i observi. Și mergeam. Am fost cu un prieten, un, un băiat, un tip spaniol, și mergeam noi, așa, și ne-a abordat unul. Domne, că ai că așa din cu de pe stradă, știi? Vreți să mergeți într-o cârciumă, știu unde bea Maradona, în seara asta să-l vedem pe Maradona. Normal că vrei, adică, na, dacă îți <laughs> oferă cineva șansă să te întâlnești cu Maradona și nu vrei, mă rog, s-ar putea să fii în afacerea greșită în cazul în care ești ziarist. Mi-am dat seama că încă unul dintre nenumărații scroci pe care aveam să-i întâlnim pe drum, dar îți vindea o poveste frumoasă și era păcat să nu vrește. Și ne-a plimbat ăla așa, bă, nu e în asta. hai să mergem în următoarea, da, că da, știu da, eu, știi? Da. Și sigur, îi dădeai să mănânci să bea toată seara, să, să simțea bine alături de tine Deci la un moment dat dispărea, adică nu era mare scufal. Și da, a fost noaptea în care l-am căutat pe Diego Maradona da. în toate crăciunile din Dar A Dar care a plecat un om săturat de acolo. Uh, și nu doar atât, uh, uh, știam că plătesc pentru o poveste. Uhum. prietenul meu spaniol care e un pic mai naiv și cred că era și un pic ciupit în momentul ăla Sprezi, chiar, că da, chiar începuse să creadă da? acum vine, uite a zis că știi n-am vrut să frâng aripile mari ale visului nimănui și l-am lăsat să creadă așa, dar era mișto știi genul ăla în care de, loc, de moment în care conștientizezi că se întâmplă ceva despre care o să vorbești multă vreme de atunci încolo și nu vrei să-l întrerupi. Lasă povestea să desfășoare că e foarte bine așa cum ești. Da, a fost faina aia. Mi-a plăcut. Sigur. Și uitasem, ca să zic adevărul. La un moment dat o uitasem, dar mi-am să aminte de ea când a murit Maradona și Adică mi-am să aminte că nu scrisesem, de fapt, uh -huh. niciodată, doar așa foarte puțin din ea. Era o încă o poveste pe care nu o scrisese, Vezi? Nu, deci venise, să moment, moment, atent, nu, nu venise, venise momentul, momentul nu? ei și. Uh, foarte interesant cum lucrează că uh, memoria asta selectivă. Până la urmă, vine momentul pentru toate, știi? Îți aduci uh -huh. aminte că, bă, stai, bă, că am și cu ăsta, am una, știi? Am una și cu Regele Mihai, am una și cu nu știu cine. Și o scoți atunci, în momentul în care. E, în care e momentul potrivit pentru el. Îți ea. notezi poveștile sau doar le ții minte? Adică Do ai undeva un Da, am, mamă, mereu am carnețele la mine, ca aia, ziariștii de modă de veche, dar uh, telefon, nu știu ce, uh, le și țin minte, încerc să le și țin minte totodată, Cam am și pierdute în de multe caiete, notițe, telefoane, sunt genul de om care pierde lucruri dar Și mă, în definitiv nu mă pot baza decât pe ce țin minte. Dar din punctul ăsta de vedere m-a binecuvântat Bunul Dumnezeu cu o memorie rezonabilă, zic eu. Da, eu știu că tu uh, faci și niște cursuri acum. Cum te-ai te <laughs> gândit să te duci. Să te păi, Asta acum le faci doar din cauza pandemiei sau le făceai și înainte? Și nu, nu le făceam. Și aici e situația un pic mai complicată. Adică apropo de cum să vor lucrurile. Îmi pitesc că eu sunt Academia Minor Andrei Crăciun, nu? Exact. E o, e o ficțiune <laughs> ca nume. Sună sună foarte bine. Uh, sună foarte bine. Am făcut în felul următor. Uh, era în pandemie, nu știu, ce, scrisesem o carte, poate chiar două și simțeam nevoia să fac alte lucruri și eu, în general tot timpul fac ceva făceam eu niște cursuri uh, sunt niște cursuri din astea pe o platformă uh, Coursera să numește, iei cursuri la El la Stanford, la Princeton la, în Columbia, unde vrei tu, intri acolo și studiezi ce vrei, plătești, unele sunt chiar și pe degeaba. și plătești, acum de exemplu fac un curs despre budism apropo fără wow. uh, legătură cu Bagiu nu, îl făceam dinainte uh, astfel, lucru, cum să zic îmi dau seama că nu știu ceva uh -huh. și încep să mă interesez și bă, mă enervează să nu știu ceva, îmi place să știu. Și eu tot făceam astea așa ca să-mi umplu timpul și ca să, că eu nu mai am un serviciu de 10 ani, sigur, trebuia să faci ceva. <laughs> și cum făceam eu așa, a început să lucreze în mine ideea de ordine, de structură, de, bă știi că aș putea să, să învăț și eu pe alți oameni să din chestiile pe care le știu, știu aș putea și eu să fac treaba asta, știi? Dar nu, era așa un gând difuz. <coughs> Înainte de asta, cu vreo trei ani, da, trei ani deja, prin 2018, fusesem la Madrid, la o școală, care se numește <coughs> scuze, Escuela de Escritores, o școală așa, de o școală de scritură, unde ajunsesem eu printr-un proiect european, în fine, fontează, adică, sigur, ce să se numește, Uh, și acolo am stat eu la Madrid o lună de zile cât am stat acolo și învățam de la oamenii ăștia care predau scritură, practic predau, te învățau să scrii uh, cursul pe care de ajunsesem eu absolut din întâmplare, că eu nu îmi propusesem să ajung la Madrid, eu îmi scrisesem să mă duc la, Rom, la nu la Roma, la Pisa, în Italia. Uh -huh. Și până la urmă n-am mai putut cineva și m-a trimis la Madrid, știi? Și vrei să mergi la Eu sunt și genul de unde dacă zice, bă, te trimi mâine în Congo, te duci, da, mă duc, știi? Adică, hai. Și m-am la Madrid în loc de Italia, cum era vorba în și a nimerit mai bine, într-un fel, mult mai bine pentru ce avea să dovedească ulterior. Cursul fiind în spaniolă? Uh, în engleză, pretau și în spaniolă, dar ne înțelegeam, ne înțel să înțelegem Om cu om până Și uh, eu nu vorbesc cu chinez. Da, eu nu, eu nu vorbesc bine nicio limbă, nici măcar limba română, dar nu mă deranjează, adică pot să mă înțeleg. Cu oricine. Și. Uh, adică, după urechi, așa că n-am făcut școală uh, română, să o știi mai bine. Cât de cât acolo, venind dinspre bulgari, eu zic că mă descurc <laughs> zonea. Bun, și aia, acolo te învățau cum să predai tu altora un curs de scris. Foarte niște. Și chestia asta a stat în capul meu trei ani de zile mm -hmm, am fost a acolo, spirit. am învățat și am, dar eu am rămas, am am gândit între timp la treaba asta deci s-a unit chestia asta stai bă că eu am fost atunci la ea. eu făceam astea pe internet singur învățam tot felul de chestii Făcusem un curs, dacă ți zic, filozofie scoțiană din secolul XVIII, adică no, nu știu în ce măsură, bun. la foarte o universitate bun. din Edinburgh, din Scoția. Doar ca să văd și eu cum, ce învață ea pe acolo. Și ușor, ușor, așa, s-a întâlnit treaba asta cu amintirile mele de la Madrid, ce făceam la astea pe internet. Și s a mai, a mai apărut o chestie, tot așa o întâmplare. Mi-a scris într-o zi cineva o cunoștință, domnule, că aș vrea să învăț să scriu nu știu ce știi pe cineva care face cursuri, zic, păi, nu știu, n-am făcut niciun curs de genul ăsta niciodată, am făcut altele, adică n-am urmat eu vreun curs mm -hmm. de creative writing. Nu știu cine face, habar n-am, uite-te și tu și vezi, informează -te, nu știu. Și zice, da, dar n-am timp, că n-aș vrea, că nu știu ce. Și zic, păi, bă, poți să învăț eu la o adică, dacă vrei neapărat, știi? Și, mă rog, erau mai vorbea nu, ne nu doar în nume propriu, în fine, erau mai multe situații acolo. Și am făcut cursul ăsta de probă, îmi a apărut întâmplător în care mi-am dat seama, bă, eu pot să fac asta. Uh -huh. Pot să fac asta, adică știu, am, am, structurat ceva de la cap la coadă în care pot să zic asta, stăteam în casă și am făcut asta de scris. Și după aia am zis, bă, dar să fac așa un curs de scris, asta poate să facă oricine și nu mi se părea mega plictisitor. Și dar am mai făcut unul. Adică zic, bă, dar pot să mai fac și altceva. Și după aia am mai făcut unul. Și până am mai făcut încă unul. Și până la urmă am ajuns, am așa o paletă întreagă de lucruri pe care le știam eu și pe care simțeam că uh, aș putea să le... Autora. Da, e mult spus să le predau, dar în fine aveam și chestia asta, că n-am trăit în casă cu profesor când m-am născut și am văzut tot timpul uh, chestii de-astea pedagogice, cum faci, le câștigi atenția, toate lucrurile astea. Și am făcut treaba asta așa, care s-a răsucit, s-a rostogolit din... Uh, uh, absolut din întâmplare și care e... Ea funcționează pentru, cum să zic, e destinată, ăsta e scopul, trebuie puțin așa a fost intenționat oamenii care sunt donatorii mei pe Patreon sau pe Paypal, le ofer și Academia ca un <coughs> produs conex, așa, Că cât cumperi cursuri practic. Mi, mi se pare că scuză-mă, vrei să zici ceva. Mi-mi se pare foarte foarte fain că faci chestia asta, și mi se pare că e nevoie de genul ăsta de, de cursuri într-un sistem uh, într-un sistem destul de șumbrecat eu, nu, ca să eu fie. nu simt nevoia să devin popular în niciun domeniu, da, nu. cu atât mai puțin în da, mi, mi se, adică se pare o e o chestie bună. foarte de nișă. Da, e foarte da, de foarte bine. eu vroiam altceva. Acolo am văzut cursurile tale. Da. Sunt foarte interesante ca denumiri. Și am ajuns la una la care am rămas cu gura căscată pentru că nu, nu am. N-am nicio referință. Harfă. A, e complicat. Ei, asta vreau să-mi explic și mie, așa ca inginer, că eu sunt inginer la bază cu 0-1, biți din astea. Cu <coughs> multă biterici. lume nu știe ce e harfa, dar uite, o să zic o harfă despre cursul despre harfă și o să Fero. înțelegeți. Neștiind ce este harfa, o doamnă. Mi-a scris uh, o cititoare tot așa de-a mea, că eu am un bazin de cititori care mai răspuns cu ei. Și mi-a scris doamna, am o fată, uh, studiază la, cum se numește asta, la liceu de muzică, cântă la pian și-aș vrea să-mi scrie la cursul de harfă, știa crezând că e cu, cu harpa cu astea. Știa. Și asta a fost harfa în sine, știi? Harfa e ceva... Uh, Mulți oameni s-au străduit să o definească și n-au reușit. E ceva comic. E ceva comic care sunt. Adică, dumneavoastră aveți harfă, ca să vă da, zic așa. Asta uh, am bănuit, dar voiam să. Uh, am crezut că ai ceva mai profund. Am adică ceva asta, mai profund și că asta structurat numai de așa atât. De, deasupra, ca să am priceput da, de la tine. Da, ești e un om de harfă că îmi place cum faci așa, da. anumite. Construcții În, de în, în general, uh, 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 natura uh, sau societatea. E, e plină de harfă, mai ales asta românească, avem harfă din plin. Este poate singura noastră resursă inepuizabil. Asta e Avem o, adică am o, cursul ăla despre harfă e Poate cel mai puțin structurat, de fapt, că e mult mai liber și mult mai... Acolo trebuie să ai harfă ca să poți să participi <laughs> și aici selecția e... Na, asta e. Unii, Or ai, unii au... Iohannis, de exemplu, nu are n Poți să fii oricine. N-ai harfă, pleci acasă. Asta e situația. Și atunci, sigur, există o structură. Eu încerc să arăt cum era harfa prin presă, cum erau articolele astea cu harfă. Eu am avut un site, adică eu, mai mulți oameni am avut un site, la un moment dat, care se numea harfa.ro, ar trebui să Vă trimit la arhiva lui ca să vedeți ce e harfa. Dar pe scurt, uite, o harfă e când se întâmplă niște alegeri. Se întâmplă niște alegeri, alegeri electorale de-astea, alegeri, nu? Da. Uh, și toată lumea scrie despre alegeri, că a câștigat PNL-ul, a câștigat PSD-ul, a câștigat whatever. Harfa, în cazul în care există, nu se uită la asta, la ce se uită toată lumea. Se uită la un detaliu mic dar care e reprezentativ pentru societatea aia mai mult decât rezultatul alegerilor. Adică, Harfa ar face un material, de exemplu, și am și făcut asta când era în 2016, despre cum s-a dus un buzoian la vot într-un într cărucior tras de o oaie care fusese hrănit cu covrigei de buzău. ca să prindă oaia puteri. Asta e Harfa. <laughs> și asta spune destul de mult despre societatea Să noastră. Bă, că fără. Și nu am scris destul de harfă. Pe asta noastră. zic. Ați vă avut. <laughs> pe, sunteți oameni de harfă. Asta și, de fapt, criteriul meu de selecție, în general, al oamenilor cu care vreau să am sau nu de -a face ei dacă au sau nu harfă. Vă informez că dacă nu aveți harfă, nu mă aflam aici. Absolut deloc. Nu-mi plac da. oamenii... oamenii posaci. nu posaci, că și eu sunt posac. Anoști. Anoști. Adică poți să fi posac, dar să ai harfă mm -hmm. totodată. Adică știu că viața e așa cum e, dar asta nu mă împiedică să am și harfă în același timp. Pe cât posibil, desigur. E o chestie pe care am moștenit-o, face parte din jargonul uh, redacției, știi? Uh -huh. Și e un fel de criteriu. Dar numai la tine am întâlnit. Eu, personal, eu, nu, la tine am păi, întâlnit. Eu am, și... am folosit-o destul de mult, așa. Da. Uh, ceilalți oameni, în general, oamenii suferesc, de. în fine, treaba. Uh, pare așa ceva, uh, bă, să. E ca și cum colecționezi apții, pildă, știi? Uh -huh. Nu, bă, ai harfă sau nu ai harfă? Despre da, asta. Da, da. Deci criteriul nostru la articole, dacă vene cu un subiect, propuneai un subiect, vreau să scrii ce, Bă are harfă sau nu are harfă, știi? Dacă n-ai nicio harfă, înseamnă că nu e interesant. Da, da, știi? da. da, da. N-are chichirez. chichirez pot să zice așa. Și Absolut sigur că. -i... Mai bine harfa decât chiriz. Nu, 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 chichirez, no, chichirez. Da. No, 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 chichirez. <laughs> Merge și cu chichirez. Deci, un cuvânt cu harfă, îmi place. Da, un da. cuvânt rar folosit și... Da, și fac Poate asta... să fie cozit chichirez, dar să... da. asta deja e... Doamna... Doamna noastră. Doamna noastră. N-am avut prilejul să o întâlnesc deocamdată. dat. Uh... Ei, da, nu e cam timp, ce nu e asta, sigur, acum a funcționat o vreme treaba asta, că au fost oameni încuiați în case, că a fost iarnă, că a plouat, că nu știu ce, ușor, ușor, cu măsură ce au dat drumul din case, se diluează în oamenii care vor să studieze harfa, mm -hmm. <coughs> dar asta nu mă deranjează. Dar te-ai gândit, poate acum dacă ieșim din case, să continui cursurile pe viu, că asta cred că ți-ar plăcea cel mai mult. <coughs> <coughs> M-am gândit și în același timp mă gândesc cu drag, după cum v-am zis de la început, la, la ziua la care voi ajunge în locul meu preferat din România, Aeroport. terminarul plecării al aeroportului, iar recuandă din Otopeni. că Ai, pentru mine a fost. o... E o chestie. Că, gata. Nu, am plecat și pascuns. E o chestie excepțională uh, treaba asta, că 90% dintre oamenii care am făcut eu astea nu sunt din România. Adică am din Japonia, am din Statele Unite ale Americii o grămadă, de prin Indonezia, am din toată lumea. Și uh, chiar dacă m-aș întâlni live, dacă să vreau să mă întâi, prea aș avea cu cine? cursanții mei nu sunt în România. N-am știut. Ad nu... Și eu credeam că a cu... limbă română pentru Sunt limba... de limba română, sunt români. Dar sunt români în Franța, români din Germania, a, okay, okay. români din Suedia. Am Cred înțeleg. că 90% dintre oamenii care au trecut pe la mine nu stau în România. Dar sunt români. Dar sunt români. Hmm. Dacă dacă trebuie să nu ai... nu, nu m-a binecuvântat Dumnezeu cu vreun bulgar până acum. De... Am tânjit Mare după păcar. el, dar zadar. Nu păcat. Da, îmi doresc mult un bulgar. Am și zis, domnule, dacă ai vreun bulgar care vrea să vină, eu îl primesc cu brațele deschise. Și eu am, la mine în familie, cel mai. colegii mei din divertis, asta spuneau că e Pet cu Petcov. Da, e posibil, ales Ghiuri, Dumnezeu să-l odihnească el era convins că eu sunt bulgar. A zis, mă, n are ceafa groasă, dar Pet dar cu Petcov pet pet trebuie să fie latine. Și el, el, avea toate accentele lumii, le știa, și el începea să vorbească bulgărește, neștiind niciun cuvânt în bulgărește, era da, să, să că el ba, vorbește în bulgărește. De asta eu te înțeleg foarte bine asta cu ai ceva, tu chiar ai strămoși, dar Mulțumesc. la mine s-a spus că da. am venit undeva din sudul Dunării, nu știm cât de departe, în e foarte probabil. 19, nu să știe exact de unde. În definitiv, dar... deci să nu ne mai fie rușine să... <laughs> bulgarii <laughs> sunt tot ca noi. Sunt, suntem totdeauna ultimii orice s-ar întâmpla. Împărțim, frățește, <laughs> da. penultimul și ultimul. Dar nou. eu am încredere că și dacă eram în Africa eram noi și bulgarii ultimii din Africa. Orice continent a fi, noi vom fi totdeauna ultimii. Face parte din farmă cu nostru, să nu... Altfel eu, de eu, adică... Păi, o bucurie să uh, într-o lume în care toți vor să câștige, să vii mereu pe ultimul loc, nu e chiar așa ușor. <gri> nu e, eu, nu e o vocație și să faci asta de mii de ani. Asta chiar e vocație. Păi, o avem. Eu zic să ne bucurăm de ce... Chiar și asta, mă enervează asta că, dom'le, ăștia cu care încearcă să-ți vândă țara, știi, să vii, adică să vândă experiența. Vin în România, magnific, nu știu ce, grădina Maicii Domnului, frunza lui Udrea, cum erau toate astea. Mm -hmm. Nu, bă, tată, zici, bă, vin o să vezi cum arată ultimul loc. Cel mai rău, adică nu avem drumuri, nu -ave avem spitale, nu avem deliciurile, vino să ai berceri, să-l ai apă caldă. Știi, experiența adevărată. Știi ce nu ieșim în lume cu ce suntem, de fapt? Asta, bă, ipocrizia asta, bă. Dar, Încercăm să, să vindem ceva ce avem, tu, știi. Turiștii, turiștii care au început că până, până la pandemie veneau cu mare drag și am văzut și acum sunt câteva familii pierdute prin Transilvania de nemți, de olandezi, de rămași pe aici și asta le-a plăcut cel mai tare. Pajiștea Faptul că este da. un fundul curții, exact era nicio problemă. Deci Bă, vină au la penticul. noi să mergi la. Exact. Să mergi cu... pe câmp. Da. Avem eu, de, eu sunt de, eu sunt de back to nature. Sunt de părere că uh ipocrizia ne face foarte mult rău. Bă, suntem ultimii, ar trebui să ne marketăm ca atare. nimeni nu iese și să zice, bă, suntem cei mai proști. Știi? Adică vii să vezi, ăștia suntem, ata putem noi. Și asta e situația, adică Devii atent! În, în, Într-o lume în care toți, bă, știi cum e, ca la asta la marketing, eu am o problemă cu asta, probabil, mă remarcat, mă enervează oamenii care vor să vândă lucruri. să de deam Dumnezeu sănătate, avem nevoie de aici, de contabil. Dar întotdeauna îți găsește, o de asta, o nișă, bă, suntem cei mai buni la femei afroamericane între 30 și 33 de ani. Orice produs e cel mai bun la ceva pe lume, știi? Vindem napolitane. A, ah, suntem cei mai buni la bărbați divorțați între 40 și 45 de ani lider de piață la ceva. Toată lumea e pe primul loc la ceva când își, îți face nișa respectivă. Nu, tată, noi ar trebui să ieșim să zicem, bă, suntem ultimii, suntem cei mai proști, noi și bulgari, la pachet și să ne vindem împreună. Suntem ultimii, veniți să vedeți cum arătăm. Asta e... E uh, era la un moment dat, adică chiar l-am văzut pe Joe Biden, pe vremea când era doar vicepreședinte al Statelor Unite ale Americii, era pe aici, pe la noi, prin oraș, și mă rog, mergea prin centru vechi pe stradă Joe Biden și mâncam și eu și m-au dat unii la o parte, dă-te că vede Joe Biden, la aveți voie să stați aici. nu știam eu cine e Joe Biden pe vremea, eram absolut incompetent, dar m-am uitat, l-am văzut a trebuit. Am plecat eu acasă supărat că n-am putut să termin la aia că a trecut unul, nu știu ce. Și eu îți dai seama, recalcitrant, și ce doamne, deranjează că mă eu sarbale pe Joe Biden să treacă pe drumul lui. Și nu, domnule, că securitatea. Bine, nu, mă duc acasă. M-au acasă supărat. După aia, nu mai știu cum am învârtit că am ajuns pe la palatul Victoria pe acolo să trec iarăși prin, față, prin fața palatului iar un milițian de... -o. și nu e doar e Joe Biden, bă dă-l iarăși pe aici la nimic cu el, Biden. Doamne ajută, e bine venit să-i de sănătate dacă se uită la lui și mă chiar m-am enervat știi? și nu, nu luați-o prin pasaj luați-o pe nu știu ce, ca să nu trec pe acolo prin trotuarul prin față și am mărut așa era și o vreme era vară, dar neprietenoasă un pic vreau cam cum ia acum avar. Și zic, lasă, domne, să vadă și cum arătăm. Lăsați-mă să trec, să, să, vadă și cum arătăm arăt. noi, știi? Și na, nu m-a lăsat, a băgat prin pasaj pe la ori. Da, așa, așa ne înjura Vadim sărac, un imbecil, un om. S-a prăpădit. El ne înjura așa. am fost eu odată cu prietenul meu Delcea și am făcut un material despre el și ne-a amenințat domnul Vadim că nu o să, -o să ieșim bine, să nu îndrăznim să-l atacăm, că terge cu noi pe jos de dimineață până seară. Și avea acolo ne, ne, calomnia frumos și la sfârșit zicea, o, oh, dacă i-ați vedea cum arată, știi? Adică, după ce le făcuse, ibecil, cum le făcuse în toate felurile, niște puțui cu caș la gură de care nu au auzit nici măsa, cam asta era formula, și la sfârșit mai puncta așa, o, oh, dacă i-ați vedea cum arată. Au venit la mine doi prăpădiți, știi? frumos. <laughs> Foarte frumos. Și așa am încercat și o să vorbesc omenește cu oamenii ăștia. Lasă-mă și pe Joe Biden să vadă și eu cum arătă. Nu ne-am putut înțelege. Vezi, uite, elvețienii te primesc când să-ți faci nevoia trupească la ei în parlament și lui ne țin pe noi ascunși. <răzări> să ne lase și pe noi. Nici, nici nu le putem exact. Termina, și, doar, și mai rău decât atât, noi ne, nu, nu ne as, era să zic asumăm, dar mi-am aminte că nu sunt în guvernul României. Nu recunoaștem <răzări> uh, ideea, bă, suntem ultimi, suntem cei mai proști. De ăștia suntem, luați-ne ca atare, mergem înainte cu noi. Suntem proști, dar avem farme cu nostru, nu știu. Eu așa aș face. Dar desigur nu o să vin în poziția de a face ceva. Uh, Oare să-l alegem la viitoarele alegeri? Nu candidează la, nimic. Nu candidează, nu? Nimic. ar fi... Nimic. Pentru că sloganul deci măcar nu mă alegeți pe mine e foarte bun. a fost măcar... Păi da, Tocilescu e dornic de putere, îl macină el, demonul el. <laughs> Eu n-am... <laughs> nu vreau să... Nu vreau să fiu ales deci nimic. ești președinte de bloc, și E. dar și eu sunt președinte de, de se pare de proprietar. Deci și și în tine. eu întotdeauna în... am zis că și în tine zace ceva. Păi, în primul -a. rând, dar sunteți proprietar, ceea ce nu toată lumea e. Da. L-a ajutat Dumnezeu, cum să zic. Poate fundiar. atât mai mult. Nu și noi ești chiriașii. și... Păi da. nu știu ce stau de vorbă cu voi, bă. bă dar așa nu, nu. În general ar să fim omorâți. Adică... nu, nu, că altfel, uite, aveți harpă, e Da, Uite ce m-am gândit eu, Eu acum sunt că... semi-proprietar, de fapt. Dacă, adică ai ceva. nu, n-am eu nimic, care maica mea. Adică maica mea, taică mea. Eu personal, -am, eu n-am cumpărat niciodată nimic. N-am nicio proprietate. Mă o să mor ca Emil Cioran fără să am nimic. Nimic. Nu mă interesează. Așa ceva. Știu că azi, de Black Friday îți place tot timpul să cumperi în continuu. N-am cumpărat, cumpărat în viața mea nimic. <laughs> <laughs> nimic, tot. <laughs> Dar nu cumperi, nu, nu cumper de, pe, de, de pe net să ții tot felul de chestii. Bilete de vin... avion și mâncare. Aia da în rest, nu, dar știi cum e, trebuie să, să-ți placă lucrurile, mie nu-mi plac, adică, am, poate a rezultat din ce nu? Se yeah, ghegeturile. Da. Ce ghegeturi, tati? Vorbesc la telefon, ăla telefonul, lasă-l mă Tot, toate astea ce au apărut acum, știi? Cum zicea Socrate, săracul, când mergea prin târgu din Atena, câte lucruri care există pe lume și mie nu -mi folosesc la nimic. Știi, exact așa simt eu de fiecare dată când vrea cineva să-mi vândă ceva. nu trebuie, lasă-mă în durerea mea. E bumă rău. Îmi place a? să trăiesc simplu. Milenialul, milenialul... Milenial bătrân. Milenial bătrân, Bătru... milenialul boomer. Da. Milenial tip boomer. Nu, sunt da. Adevărul că dacă aș avea de ales între uh, boomer și mileniali, uh, niciun caz n-aș merge cu ăștia care au apărut în ziua de azi, știi? Adică păi eu nu văd stai diferența asta la... generația ta. Stai Zet. un pic, ăștia... Zeții, de zeții. După 2000, zi. 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 După 2012 a. sunt... Uh, deci ce au apărut cu și după 2010 și să mai da, facă. mai fac, s mai făcut. Da. Iar fi fică mea, de exemplu, zice că e Sintea, generația alfa. alfa. Pe păi și acolo ia de la coadă că s-a da, eu alfabetul, eu alfabetul, -a terminat alfabetul? Păi s-a terminat, alfabetul, acum l-am luat pe ăsta cu alfa. Păi și nu, eu ce sunt? Unde am nimerit? Păi la tu... Te... doia geriatrici am văzut. Milenial, milenial geriatrici. Ce generația Y, respectiv milenial? Nu îmi trebuie mie așa ceva. mă lasă durere mea să, să fiu așa cu balăsat Dumnezeu și pe mine. Nu mă, știi că eu văd diferența asta la modul uh, hipsteraș și nu nu, 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 nu i pentru mine asta. Uh, boomerul, bum boom, clasic așa uh -huh. cum îl văd eu cu ochii minții, deși m bumării, zis că sunt în America. Decreții, sunt exact, mai vechi da. ai noștri. De pre să Corect. De burtica cirotică, așa un pic, un pic de burtică așa de bărbatul tatuași cu burtică. Tatuajul Nu, nu tatuaj cu, că nu vorbesc despre golani. vorbesc Aha. de omul mediu statistic, da? E, e diferența e între e, burtica cirotică a omului boomer și gherțoiul slim fit, știi? Astea, astea cu sunt cele două cele două eu și întotdeauna. întotdeauna, nu că e și slim fit. E de asta de bea suc de roșii, de sfeclă. Ia proteine, mănâncă de astea, o văzi precum cai uh, și eu merg cu ăla cu burtica cirotică dacă trebuie neapărat să aleg pe cineva bumărul -er dacă vrei să zici așa omul de pe vremea mea cum s-ar zici care avea mai multă harf uh -huh. harfă să pierde și în momentul în care îți botezi copilul cu nume fără harf, nu mai tu Nae nu mai tu Jan, nu mai tu Ilie nu, asta nume cu harf nu, și dar ce, ai, cu ce ne-am ales? Schimb, mark? ai nu? văzut văzut vreun marc cu harfă vreodată? <laughs> Eu n-am întâlnit Eu în viața mea adus, man. un om pe care să-l cheme Gogu și să n-aibă harf. N-am întâlnit. Deci a murit Gogu, a murit harf. Avem nevoie de relu. N-ai tu un relache? Deci un nume, din nume, vezi, pierdem tradițiile frumoase. Nu vrem să recunoaștem cine suntem. Ne fardăm și ne dăm cine nu sunt. Trăim ca premierul Câțu pe tocuri să ajungem la funcție, știi? Ne văd să pare că e mereu pe vârfuri ca să ajungă să fie prim-ministru. Nu e bine. Bă, înainte era... Eram proști, dar măcar eram mai asumați. Iată ce cuvânt. Da, de conflictul ăsta despre care s-a tot vorbit și probabil o să se mai vorbească între generații, ce părere ai? Există, nu există? E mai mult vorba El de calitatea săracul, umană? Există sau... săracul din cele mai vechi timpuri și va exista mereu. Are ăsta, scriitorul Saramago, premiul Nobel din 98, o vorbă bună. Dom'le, indiferent ce se întâmplă pe lume, nimeni nu o să poată schimbe faptul că de multe ori bătrânii sunt acri și tinerii sunt plini de avânt. Dar asta se va întâmpla întotdeauna. N-ai cum să schimbi treaba asta. Indiferent de o rânduire politică și orice altceva. Va exista mereu conflict între generații. Tu și... ai simțit pe propria piele chestia asta? Eu sunt ca Viorica Dăncilă, adeseori un tip neconflictual. <laughs> <laughs> Eu nu prea mai apuc să mai intru în conflicte cu oameni pentru că eu o de dinainte să apucăm să intrăm în conflict. Adică din start am văzut că ești non-harfă, non-binar, te-am luat pe o m am dus pe drumul meu și nu mai avem de ce să ne certăm. Nu mai am timp să mai intru în conflict cu nimeni. Dar când erai la început într-o redacție, uh, ai văzut pe cineva sau ai urmat? Era, existau, cuiva, sigur, existau conflicte de genul ăsta. Nu neapărat conflicte, cât dacă ți-a plăcut de cineva să nu da, ai am, drept da, da, am avut, am -ai... avut mereu Ia, apropo de, de mentalitatea asta bătrânească pe care probabil că o am tip vechi așa, maestru, ucenic este de la exact. de renaștere mm -hmm. întotdeauna am avut respect față de oamenii care au trecut prin meserie înaintea mea și am considerat că de la fiecare aș putea să am ceva învățat, chiar și de la cei de la care aș avea de învățat prin așa nu Știi? Mm -hmm. eu cred că orice întâlnire pe care o are un om pe lumea asta e vina lui dacă nu învață nimic din ea Adică eu am căutat să văd, bă, am, sunt niște oameni care au făcut, au dres, au, au cunoscut și ei totuși ceva, au trăit niște lucruri pe care eu nu le-am trăit. Mereu am avut o, o, o admirație mai degrabă față de cei care au trăit înaintea mea decât față de cei care au trăit după mine. Sunt așa mai bizar poate din punctul ăsta de vedere. Deci da, am avut, mi-au plăcut. Uh -huh. Și eu nu țin minte să fi fost nesimțit gratuit cu uh -huh. vreun om așa doar pentru că, bă, hai bă, tata, mă lași, că, știi, nu sunt, că avem nu, sunt, avem da, nu sunt, genul ăsta, ok, diferențe uh, de păreri. eu pot să fiu un stare să înțeleg că nu ești de acord cu cum gândesc eu, nici eu nu sunt de acord cu cum gândești tu, dar mi se pare că ar trebui <sus> să avem dialog, știi, bă, dar dialog nu capă de asta de pe internet. Dialog inclusiv de la cu vorbești când e cazul să vorbești, știi? să nu vorbești neîntrebat cum să vorbești în ziua de azi sau când n-ai nimic de zis și nu știi nimic despre nimic, dar toată lumea are o părere despre ceva. Păi stai, bă, nene, în baza la ce? De asta mă enervează pe mine, știi? De asta nu pot să suport. Avem un cadru formal în care dialogăm totuși. Cum zicea Kramer, apropo, de, trăim într-o societate. ce naiba, da. Trăim într-o societate. Sau, adică dacă vrem să trăim într-o societate, așa, dacă suntem niște puțui cu caș la gură, cum ar zice Vadim, da? certăm ca proștii unii cu alții și nu avem dialog a zis ceva frumos Emil Boc, acum a rezumat uh, filozofia modernă și contemporană fără să știe vedeți de ce e frumoasă democrația uh, vine uh, fiecare cu o părere discutăm și la sfârșit rămâne fiecare cu părerea lui Știți? Cam asta e bun, bun, bun. Uh, asta e harpă da, e, sigur e involuntar, e involuntar, dar e, e bine absolut e venit. Uh, dar e esența societății moderne și contemporane ne facem că avem dialog și plecăm acasă cum am venit. Tocmai pentru că de fapt nu avem. Eu când stăteam la bloc pe vremuri, am prins și eu comunist târziu, de la fără apă caldă, fără asta, fără pâine, fără căldură, fără nimic, bă, oamenii ăia, buși toți acolo la un loc, bă, erau obligați să vorbească între ei. Nu aveai unde să te ascunzi. Și unul era profesor, unul era inginer, unul era cismar. Mai schimbai o părere, știi? Dacă eu îți dau o părere și tu îmi dai două păreri, avem două păreri. Dacă nu facem niciodată, schimb nicio părere, rămânem la fel de proști cum am intrat în joc. Mi se părea că încă puteai să ai un dialog cu un om fără să-l tratezi de sus mm -hmm. sau chestia asta mă enervează îngrozitor. Și să înveți după da, ce. Adică eu am adică învățat enorm de ceva. multe lucruri mm -hmm. despre omenie, despre bunătate, despre generozitate, despre dragoste, de la oameni care, cum s-ar zice astăzi, ar trece drept simpli, ba nu doar că ar trece simpli, ar fi excluși din societate pe criterii de clasă, știi, că sunt săraci, sunt amărâți. Bă, am învățat omenia de la un zugrav, știi. Așa, niște gesturi din astea care m-a emoționat pe mine în anii de formare și mi-a dat seama că e un om bun și e mai valoros omul ăsta bun decât un znob cu cine știe ce pretenții care de fapt e un nemernic pe de înăuntru. Acum unde mai întâlnești un zugraf să schimbi o vorbă cu el? Că una dintre consecințele în burghezirii astea, care sigur nu e de condamnat, e foarte binevenită și ea la rândul ei, e că se izolează oamenii unii de alții. Se izolează. Bă, mergem în cartierul rezidențial, mă duc copiii la școala e, privată. Nu mai întâlnește niciodată viața reală oamenii. Știi? E totul septic. Un mediu septic. Bă, la mine la școală erau și cum să zice, au, au ieșit din generația noastră fel de fel. Inclusiv de ăștia care au dat LCM-uri. Știi ce e un LCM? Nu. Lovitură cauzatoare de moarte. Oh. Adică se poate întâmpla orice. Știi? Lumea, lumea nu e așa cum vrei tu să fie. Lumea e cu de toate. Și ca să poți să, să ai. Dacă asta e o experiență de viață, că suntem întâmplare aici pe pământ, și ca să înțelegem ceva cu adevărat în experiența asta, nu trebuie să vedem toate fețele acestei întâmplări. Și dacă tu stai în oricum o să te lovești de. Toată Văd, oamenii sunt foarte surprinși de faptul că lumea nu arată așa cum cred ei din bula în care se află. Păi, și nici nu vor să se confrunte cu felul în care arată lumea, de fapt. Asta nu poate să ducă decât la înapoiere. În momentul în care nu ai uh, contact și dialog Cu lumea adevărat Exact ce ziceam cu ea care nu au mers uh, Ce ministruiești tu bă nene, Dacă n-ai mers în viața ta cu personalul Până la Oltenița Cum îi reprezinți tu oameni Dacă nu știi ce e în capul lor A, Că nu-ți placă, că nu sunt uh, educați Că nu n-au uh, apă caldă acasă Păi nu e vina lor 100% E și vina ta știi? Dacă tu te bagi în mașini Și te plimbă SPP-ul Ce înțelegi tu din viață? Se presupune că până la momentul respectiv ar fi trebuit să meargă, când da. nu era ministru, să fi mers vreo ca, măcar o dată la Oltenița sau în ori, ori, oricare altă localitate din asta uh, la care se ajunge numai cu trenul de clasa a doua. Da, uh, nu știu, mi se pare că nu se întâmplă asta, mi se pare că uh, sunt trei în lumii diferite, în lumi paralele. Păi am mai avut un, un primar în București care nici măcar nu stătea în București. Cum e posibil să fii primarul da. Bucureștiului când tu stai în voluntari? Cum e posibil să fii uh, și când mergi, cum, mergeau impostorii ăștia, oprea, cu girofarul prin trafic de omorât motociclistul ăla. Da. Păi ce ministru ești tu? Te ocup de, de ce te ocupi tu aici dacă tu nu știi cum e traficul? Stai bă, tată, cu mine în trafic două ore ca să vezi dacă vrei să fii primarul Bucureștiului sau ce vrei tu să fii. Așa ai băgat girofarul și te-ai dus pe contrasens, știi? Dar ai văzut ce poze frumoase făcea cu... Lasă-mă mă, că m-a diferite locuri, cu uite gheața acolo, uite țurțurile și că... o pozau, o făceau. Noi avem președinte navetist, da, de șapte ani. Face naveta, face naveta omul la Sibiu, că acolo vrea el da. să stea. Treaba lui. Da, pă, tată, dar fără naveta, stai, pe, stai la comarnic trei ore, știi? Fără deschidere, fără coloană, fără nimic, nu te, fără privilegii, știi? Mă enervează ideea asta de privilegii așa gratuit. Noi avem o lume de asta de ciocoi și sclavi, de stăpâni și slugi. Nu dai jurnicări. Bun. Așa. Acum el are o responsabilitate, fără doar și poate are o responsabilitate. Da, nu, știu sigur că are o responsabilitate, are dar nu poți să înțelegi făcut. cu adevărat o societate și să, să poți să fii un un lider da, pentru o societate, să poți să dai un exemplu, dacă nu înțelegi cu adevărat și greutatea... Dacă nu, faci, dacă regulile, adică respecti tu și regulile celor. Bun, și dacă nu înțelegi greutatea, cum trăiesc oamenii de fapt, știi? Ești ca ce aușesc mine, ferească Dumnezeu, nu vreau să zic că suntem într-o dictatură, în niciun caz, suntem departe de așa ceva. Dar ești decuplat de realitate, știi? Adică toată lumea îți vinde niște gogoși și după aia te trezești că stai, bă, că mă omoară ăștia. De ce? Știi? Mor ca ce fără să înțelegi de ce. Dacă nu cunoști cu adevărat viața. Tu te... Nu te costă nimic să te plimbi cu tramvaiul. Eu am plimbat ani de zile cu tramvaiul când făceam naveta în Pipera și pot să zic că știu cum arată tramvaiul 16. Da? Am fost de multe ori în tramvaiul 16, am văzut... Am văzut cai în tramvaiul 16, era să-mi un cetățean gâtul în tramvaiul 16, am văzut uh, oameni defecând în tramvaiul 16, am văzut multe lucruri în tramvaiul 16. Vreau și să văd un ministru al transportului, să-l pe domnul Drulă, pare băiat simpatic, chiar suntem prieteni pe Facebook uh, și pare bine intenția, vreau să-l văd în tramvaiul 16. Știi? Dar nu în vinerea verde, că mergem cu tricicleta, că vinerea verde. Mamă, că impostori ăștia. Ce bă, tată, te-a luat tricicleta acum în vinerea verde? Lasă-mă, mă, nene, că nu vedem că nu avem de niciune. Mergi, mergi, lune, mergi, mergi normal. Mergi de ce la ora nu seara. De, de ce trebuie să-ți faci poză când mergi pe tricicletă, dacă vrei să, Dacă Asta e normalitatea ta. Înseamnă că ești un impostor care doar îmi pozezi, nu? No? Nu zic de domnul Drulă, că l-am văzut la Vinerea Verde. Dar uh, mergi cu tramvaiul 16. Dacă, mă rog, nu știu dacă ăsta e în, nu cred că să nu meargă că e în subordinea primăriei. Cine e de la primărie? Meargă Nicușor cu tramvaiul 16. Poate că Nicușor merge, nu știu. Habar n-am. Da. Da, mă, n-ai cum să înțelegi o societate dacă tu nu trăiești în ea. Dacă tu ai gard și stai dincolo de gard. Da? Ca la casa poporului. Ne ascundem aici și sclaveții pădă de subt. Peștișorul? Plus că ești da, la... peștișorul. De mult vroiam să-l aduc. Ce peștișor? Ai un peștișor? Da, da, da. Aici este Happy Fish. Salutăm peștișorul. Eu am pești. Da, chiar ai peștișor acasă. A, m -a, m -a, m -a. Păi și cine hrănește cât ești tu plecat? Eu păi păi am, că am un aparat pate. care se face singur. A, păi da. Și nu trebuie să cureți apa aia? Sau este un aparat care curăță? Sau acum, slavă Domnului, a apărut... Ofer. Avem automatizări? Avem, da. Doamne ferește, dacă oprește-ne ușor... Uh, curentul electric bloc. Să să facă ce vrea Nicușor, că blocul are centrală proprie, e avantajul Curent electric, de... atât ai. Curentul păi da, dar ăla nu e în subordinea lui Nicușor, nu știu cine. Bun, deci să avem grijă. Colegi. Și tu când te întorci... Nu, nu e electric, după... e pe baterii. Ok. Poate să oprească și curentul. Mama, deci este autonom. Tu cu pește tăi ești autonom. În felul meu, da. Încerc să fiu. <laughs> Pentru că, sigur, că e o tragedie când moare cât un pește. Doamne, doamne, asta se asta a... întâmplă. Deci gândește-te că aici canalul nostru de YouTube îl Happy salutăm Fish, pe această salutăm cale. salutăm și pe această cale pe subscriber și dorim cât mai mulți. Um, hai să presupunem că poate îndeplini orice dorință. Deci eu peștișorul auriu, să zicem. Nu trei dorințe cum e în poveste, ci una singură. Dar am dorit să ne spui po dorința aia ta profund. O chestie pe care ți-o dorești de foarte mult timp și pe care tot așa o... Oții ascunsă, nu prea o spui oamenilor, dar care ți ai dori o foarte tare. O chestie, nu că vreau să am mașină, că tu nu vrei să ai mașină. Vă... Chiar, chiar nu vreau. Dar, uh, o dorință grozavă pe care o ai și care ar trebui să. Care să, să nu privească pe mine sau pe ceilalți? Pe tine sau pe ceilalți? Ce... Tu alegi, aici nu e nicio regulă. E, e cam ca... fight la practică. Da, să nu vorbim despre. <laughs> să nu vorbim despre peștișorul auriu. nu <laughs> noi nu. Una singură sau mai multe? Câte am văzut? Una, una singură. una am vrea să auzim de la tine. Să fie oamenii mai sănătoși la cap, așa, în general. Mi se pare că sunt probleme, probleme, mari din punct de vedere al echilibrului mental cu indivizii și mi-ar plăcea să, să, când merg pe stradă, să fie așa ca și cum s-a întâmplat o minune și să încep să văd oameni sănătoși la cap. Dar, Dar tu mis... cum îi vezi? Tu îi vezi că au, s -ă, au privirea într-un anumit fel? sau De ce spui că ei vedea? Nu se vedea? face o... Dacă s-ar face o examinare riguroasă a stării noastre <laughs> psihologice, cred că am fi mai rău decât bulgarii. Oamenii și-au pierdut echilibru mental. Pur și simplu sunt dereglați, sunt zăpăciți ca muștele. Nu mai au echilibru mental. Deci eu îmi doresc un univers în care oamenii să fie sănătoși la cap. Asta îmi doresc. Incluzând mă și pe mine aici, desigur, pe cât posibil. Mi se pare okay. că nu mai, nu mai avem sănătate mentală. Sigur, poate suntem mai sănătoși fizic, nu e cazul meu niciun caz, dar al oamenilor în general. Bă, dar cu capul... E în continuare, e în continuare un subiect destul de tabu să mergi la psiholog acum, în 2021, adică într adevăr. Eu cred că noi nu e... suntem, nu e, nu e caz de psiholog la noi, așa în general, cred că da, sunt da, pro probleme mai, să zic. <laughs> mai grave. Păi tu nu vezi că oamenii mulți dintre ei, mai ales ăștia care ajung la o formă de putere, niciodată, niciodată aproape niciodată nu sunt în vârsta lor biologică tot se comportă ca și cum ar avea 13 ani, ca și cum ar avea 15 ani, să duc, de alergă după lucruri pe care le făceai când în 99, da? Tu te apuci să le faci la 60 de ani, știi? Sau uh, nu te... Uh, S-a produs o ruptură în, uh, în capul omului care îl împiedică să fie, să se comporte așa cum ar trebui să comporte conform... Uh, uh, sau nu te faci de râs, bă. Pe vremea mea te făceai de râs în niște situații. Era rușine să faci nu știu ce, știi? Acum nu mai e rușine să faci nimic. dispărut și rușine. Ceea ce, da. Poți să faci orice. Da, orice ăsta, da. Libertatea, e bine să existe în grad absolut. Dar în același timp, știi cum zic toți impostorii? Să-ți asumi să se întâmple ceva după ce ai făcut. Știi, dacă te-ai tăvălit prin făină ca Mario Iorgulescu, ai omorât un om și după aia ai plecat în Italia și stai la plajă, nu înseamnă că uh, ai, ai, făcut ceva. Adică n-ai ce ai, -ai consum... Sigur, te te prin făină, omoară oameni, du-te 30 de ani la pușcărie. Da? Consecință. Furi ca un porc de dimineață până seara și după aia îmi trimiți ilustrate din Belgrad sau din Costa Rica, mersi. Nu e ok. Și chestia asta a afectat uh, uh, sunt oamenii cu mințile răsucite. Toți vor să ajungă la uh, comori, să aibă, să aibă, să aibă, să aibă, să aibă, Ne punem perdele noi, să ne punem, să facem prin casă, să dăm cu bormașină, să stăm în coadă la nu știu ce, să mergem la nu știu care, uite ăla ce are. Da bă, tată, că nu despre asta e vorba, e vorba despre a fi, nu despre a avea. Tu ce ești? Dacă dau la o parte tot ce ai, tu ce ești? Oameni care își umplu viața unii cu alții. Pentru că sunt goi. Uh, mergând de mai departe, hai să ne mai jucăm un pic. Să ne facem jucăm, dragă, un... de ce vrei vrut? Ăsta uh, e premiu Oscar? Da, exact. <laughs> nu era nevoie, adică mersi, da. Păi, păi, uite, despre ex, asta, ex, exact despre asta e vorba. Asta am, avut, am, am intuit, eu să, ne, <laughs> să ne imaginăm că iei un premiu, alești tu, pentru Nobelul, pentru literatură. Să sau... Dumnezeu. Ce vrei tu? alești tu ce premiu și un ai pe care îl respecti dacă pe da, Nobel da, nu. Da, un uh, ai un minut la dispoziție să uh, ții un soi de discurs așa și să mulțumești cui vrei tu să mulțumești. După un minut o să înceapă muzica aia pe care o știi sigur uh, la Oscaruri, când vorbește cetățeanul și la un moment dat îl dă afară muzica, trebuie să termine să vină și altcineva. Bun, știu ce vreau să zic. Uh, ne uh, Înainte să încep să zic asta, vreau să vă fac un exercițiu de imaginație. Ne imaginăm că încă există Clubul Român de Presă, ne aflăm în anul 2015 și eu iau premiul pentru articolul ăla cu Mihai Pătrașcu, cel mai bun portret al anului, care nu l-am luat niciodată, deși ar fi fost drăguț. Mulțumesc pentru premiu, chiar nu trebuia. Cel mai bun portret al anului 2015, Andrei Crăciun, geniul, articolul de pe Presoan. Vă mulțumesc tuturor, sunt copleșit. Chiar nu trebuia, dar poate că totuși trebuia. Mulțumesc! <laughs> nu mulțumim nimănui, mă! Nu mă. Ei, dar n-am cui. ții măcar. Uh, știi cum să spun? Mulțumesc bunicilor mei bulgari, <laughs> mulțumesc uh, soacrelor pe care le am avut de-a lungul vremii, uh, mulțumesc lui Samuel L. Jackson, mulțumesc lui John Travolta, mulțumesc lui Alexandru Zom, mulțumesc lui Silviu Petcu, uh, mulțumesc tuturor uh, din nou. N-am cui să mulțumesc, sunt. Toată lumea. Sunt democrat. Vă cum zicea Giga Haji la gala Haji, Vă mulțumesc la toți. Asta. <laughs> uh, și uh, aș vrea să, să te rog să ne răspunzi și la uh, 10 întrebări. Mai degrabă un, un rog, chestionar bagă pe care l-am luat de la Inside Actor Studio. Nu știu dacă ai văzut. Am crezut că de la Marcel Prust. Uh, nu, dar cumva oamenii care au făcut chestionarul ăsta s-au inspirat clar de la, de la Care este cuvântul tău preferat? totodată poți să dezvolți sau poți să fie flash, cum vrei tu, dacă simți nevoia să dezvolți, totodată, să dezvolți. pentru că am învățat pe mine un om mai înțelept decât mine că toate lucrurile sunt pe de-o parte și pe de-altă parte de fiecare dată e nevoie de un totodată de fiecare dată e nevoie de un totuși nu-mi place să fiu să văd lucrurile doar dintr-un singur unghi, știi, și de atunci zic totodată comunismul a omorât 100 de milioane de oameni Totodată, virgulă și urmează, încerc să găsesc, știi cum e în filozofia asta de bază, în orice lucru rău e și ceva bun, precum și în orice lucru bun e și ceva rău. De exemplu, în pandemie, probabil ai remarcat că a dispărut terorismul internațional. Să salutăm faptul că n-am mai avut teroriști, să salutăm faptul că Cuba a trecut la capitalism între timp. Probabil că s-a ratat știrea asta, da? dar partidul a a decis că, ca să nu murim de foame, de acum încolo deschidem uh, porțile capitalului. Iată lucruri bune, într-un fel, uh -huh. întâmplate în pandemie Dar și așa mai e... departe. De asta e totodată, totodată cuvântul meu preferat. Nu e vorba doar de alb sau de negru, există foarte multe nuanțe de gri. Uh, orice eu nu lucrez niciodată cu alb și negru, pentru că viața mi-a arătat că albul și negru nu sunt norma, sunt niște uh, excepții. Uh -huh. Viața e mult mai mai puțin albă și neagră. Care este cuvântul care îți displace profund? Stăpân. Uh, nu suport cuvântul stăpân. Uh -huh. uh, și cuvântul slugă mă enervează în egală măsură, totodată. Uh, cuvântul stăpân mi se pare urât mirositor. Ce te excită din orice punct de vedere, alegi tu. Bă, după o anumită vârstă, poate o să ajungi și tu acolo. Uh, Peste doi ani, practic. Uh, cum o vrea Dumnezeu. Uh, mai degrabă te emoționezi decât să te exciți. Uh, <laughs> mă mă zici că vorbești tu jur. Cu un bătrânel simpatic. Mă emoționează așadar. Uh, mă emoționează de fiecare dată uh, oamenii care uh, sunt la locul lor în lume adică care uh, se află acolo unde trebuie să se afle, și care să simt bine aflându-se acolo unde se află, care cumva și au împlinit menirea și destinul, știi? Și asta mm. nu, mă emoționează și totodată mă face să vreau să uh, mă, să nu mă rătăcesc de fiecare dată când poate sunt niște sirene care mă cheamă pe niște drumuri care nu sunt ale mele. Asta ce stai e cheful? în afară de proști care sunt peste tot. Și de marketing? Uh, nu, nu, mă rog. Uh, oamenii ăștia care vorbesc despre niște subiecte fără să știe despre ce vorbesc și foarte sigur și foarte agresiv și foarte imbecili, așa, și care încearcă să te, să ți impună și ție un adevăr care ar fi el. Fără să înțeleagă că e posibil ca ăla nici măcar să nu fie adevăr. Știi? Și mă mai enervează și îmi taie cheful oamenii care nu sunt în stare să vadă că de ceva multe ori nu gândesc singuri, ci rumegă niște prefabricate. Da, am antidot la asta, eu colesc. Care e înjurătura ta preferată? Oh. Ai voie să o dai pe cursul nu. <gânt> Bă, am auzit tot la o cu Am auzit tot de la o doamnă florereasă de la noi din Mahalaua Teilor când rezidam acolo. Dar vezi că e urâtă, e spune, urât. Spune dar e genial. Există geniu și în înjurătură și era o doamnă gravidă, o florăreasă grea, foarte grea, adică foarte gravidă, o sarcină foarte înaintată, luna 8 așa, și nu știu, a supărat-o cineva, un domn, și a zis în felul următor și de atunci a agrez în jurătura, n-am avut ocazia, nici nu s-am vrut să o spun, dar uite acum, băga mi ei capul în pizdă să-i suși pula lui la micu. Wow. Asta, e, wow. asta, e, asta e mea preferată. Mamă. Și e geniu, că e spontan, știi? Adică s-a da. născut pe loc. Nu crezi că o avea pregătit? <coughs> Cred că nu. Prea a da. prea ieșit da, extraordinar. Da, 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 da. Și îmi face plăcere că am putut să vă împărtășesc. <laughs> Mulțumim! <laughs> Eu ascult, în general așa ascult ce, ce vorbesc cu oameni. Uite, chiar ieri mergeam pe stradă și am auzit ceva extraordinar. Era un domn tot așa cu mințile rătăcite care se vedea că e un tulburat din un motiv sau altul și mergea așa și striga avem nevoie de femei, avem nevoie de femei, trebuie să le cheltuim cu ceva bani. Asta mergea el și spunea pe bulevardul regina Elizabeta și oamenii treceau așa să uitau, știi? Mama. El ar fi putut să spună orice. Dar, asculti, da? Când da. se are unul Vrei să ți mai zic o dată sau a fost lui? <laughs> <Okay>. <laughs> care e sunetul sau zgomotul pe care îl iubești? Asta e muzica ce îmi place ca exact. la principele Carol, ca regele Carol la la Plevna. Îmi place ăsta, jingle ăla din Seinfeld. Ah, ok. De câte ori la mm. ăla? <coughs> Are, pim, pom, -am, că, tu, că eu n-am da, dispoziția nu, nu că pot să e un fel de, de. muzicuță așa, e, da, e fără un muzică exact înainte de, de final sau de, de când da, se schimbă ăla da, da. îmi place de fiecare dată când îl aud nu, când începea, când începea episodul după, ce, după momentele lui de stand-up Uh, era un moment de stand-up și după aia începea... Dar știi de ce îmi place? Ăla, slap ăla de bas. Îmi place pentru că știu că urmează ceva ce o să mă bine dispun. Uh -huh. Și vreau să fiu bine dispus în general. Nu place să fiu posomorât. Ce zgomot uh, urăști? Hmm. <coughs> Scuze. Uh, Nu-mi plac oamenii care să bat între ei zgomotul unui om bătând un alt om. Mamă. Da. Uh, vorbeam la un moment dat, aveam o chestie cu un... Lucram, am diferite colaborări, așa că mă raia și <laughs> discutam cu un... Uh, încercam să lucrăm împreună un text cu un băiat pe care salut pe această cale, Daniel, care a copilărit la casa de copii, la un orfelinat, în anii întunecați, despre care noi avem niște amintiri totuși mai luminoase un pic, el era la casa de copii la orfelinat. Și avea o chestie acolo, am povestit o treabă extraordinară cu unul care bătea pe copiii ăștia și le dădea palme așa, știi? Și până când auzea el sunetul perfect, până când ieșea bătaia perfectă, Ma. nu știu cum să-ți explic. Știi? Și de când mi-a zis treaba asta, mi-am dat seama că ăsta zgomotul care mă deranjează cel mai tare. Oameni lovind alți oameni, mai ales copii. Adică am, îmi aduc aminte de faptul că în mine zace nu doar un strămoș bulgar, ci și un boxer ratat și aș vrea să-i bat, știi, pe ăștia care bat alți oameni, așa. Deși am privit cu mare bucurie într-o zi de vară cum doi hipsteri își, își cărau pumni în mustăți, așa, într-un într gag extrem de comic undeva într-un loc de stat hipsteres de prin Centru vechi. Era ca stat și brană, ăștia, ăștia erau ok, hai, voi puteți să vă bateți că erați comici. Ce meserie, în afară de atație, ar plăcea să încerci? Bă, nu m-am gândit niciodată la asta pentru că, sincer, n-am vrut să fac nicio altă meserie decât asta pe care am făcut-o. Și oricum, adică eu sunt ziarist și mai și scriu și cărți. Na, nu pot să zic că sunt scriitor, nici nu știu dacă o să pot să zic asta vreodată, dar ziarist pot să zic că sunt pentru că na, am avut cartea de muncă băgată ca atare. După ce n-am mai fost ziarist într-o redacție, eu fiind un pic mai bizar așa, mi-am propus să devin ziar. Să nu mai fiu ziarist, să fiu ziar. Adică să fac toate rubricile fac și sportul, îți fac și cultura, îți fac și politicul, îți fac de toate. Am încetat să fiu ziarist ca să devin ziar. După ce m-am plictisit să fiu și ziar, pentru că am ADHD și în meserii, m-am hotărât să predau, să fac un fel de profesorat, dar n-am vrut să fiu doar profesor, am vrut să fiu școală. Așa că m-am făcut și școală. Mai Academie de... mai bine. Academie minor. Așa că mai degrabă nu meserie în sine, ci. Da, da, da. Fără morgă, știi, nu nu suport. Bă, la e o instituție, știi. Da. Mare nostru actor, nu știu, o instituție. las mă, mă tată Deci, n -am, n -am, nu mi-am dorit vreodată. nu s dă asta care a vrut să facă altceva. Dacă voiam să fac ceva, făceam. Uh -huh. Și în momentul în care o să vreau să fac ceva, o să fac. Uh -huh. Dar, Pismuiesc meseria noastră de actor și <laughs> mi-ar plăcea să joc odată într-un cehov și să zic replica sunt un pescăruș bos. <laughs> Vreau așa, nu știu, ce. aș vrea să fiu actor pentru Pabiaz. Sunt un, sunt un pescăruș bos. E perfect, este, este, este superb. Eventual și cu un samovar acolo, elegant. așa Ce uh, meserie, în afară, de -a ta, în afară de ale tale, nu ți-ar plăcea sub nicio formă să faci? Băi, nimic care implică uh, Autoritate violentă față de alți oameni. În unele meserii, ești destul de obligat să fii autoritar violent și, de exemplu, dacă păzești o închisoare de maximă siguranță sau așa ceva, n-aș putea să fac asta. Uh -huh. În general, probabil că a rezultat din tot ce spun acum, nu mă împac foarte bine cu ideea de autoritate și n-aș suporta să fiu de partea cealaltă a ghiseului. Uh -huh. Și, în niciun caz, în niciun caz, n-aș putea să fiu bugetar român. O să mor, slavă Domnului, fără să fi fost măcar o zi în viața mea bugetar. E titlul meu de onoare. Doamne ajută! <laughs> Doamne ajută! Andrei Crăciun. Alexandru Zob. Dacă Dumnezeu există, ce ți-ar plăcea să-ți spună în momentul în care vă întâlniți la porțile <coughs> raiului? Mi-a plăcut cum ai început, pentru că mi-am amintit de Nicolae Ceaușescu și de o vorbă de-a lui care e posibil să nu fi fost ca atare, dar circulă și care zice în felul următor, Nicolae Ceaușescu, da? Dumnezeu nu există pentru că dacă ar fi existat, nu ar fi îngăduit statelor mari să se amestece în politica internă a statelor mici. Bă, știi ce aș vrea să vorbesc cu Dumnezeu în cazul în care există? Ce îi spune? Nu. Eu când eram mic voiam să mă pop și în continuare cred că ar fi fost o meserie pe care, apropo de meserie, am constatat eu că popii sunt mereu veseli, chiar și la mormântări și, în general, nu par să o ducă prea rău. Bine, din fericire nu m-am făcut pop. Dar zic că vreau să mă fac popă, asta înseamnă că sunt un om care, adică nu voiam așa cum vor oamenii să facă cosmonauți, chiar mă pregăteam să dau examen la seminarul teologic și parte din pregătirea pentru examen la seminarul teologic era și uh, să citești Biblia, nu? Să, să, știi dogmele, să știi Biblia. Și eu sunt unul dintre oamenii care chiar am citit Biblia și cu atenție și mi-a o lectură capital. Și în Biblie, în Geneză, se întâmplă în felul următor. După, de fiecare dată când face Dumnezeu ceva să bucură. A făcut Dumnezeu cerul și pământul și a văzut că e bine. Și s-a bucurat Dumnezeu, a făcut lumina și s-a bucurat. Doar după ce face omul nu să bucură. Și vrea, cu asta aș vrea să discut cu Dumnezeu. Și nu te bucură șef. Bos. <laughs> Ți-ai dat seama încă de atunci că a fost o greșeală sau care a fost treaba? Știi, adică te-ai bucurat că ai făcut melci, dar pe oameni, când pe ce La ai făcut om omul, nu te-ai te bucurat. Și chestia asta mi-a plăcut mereu și mai mi-a plăcut, aș mai vrea să mai discut despre treaba asta, că uh, cum e făcut omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Ce vrea să spună autorul aici? Cu că, noi știm ne? cum e omul. Nu, dar și omul pe înăuntru. Noi știm cum e omul, da? E meschin, e jalnic, e pai de capul lui. Așa e și tu, Doamne? Sau cum zice psalmul 10 al lui David, de ce te-a ascuns, Doamne, la vreme de necaz? Asta aș vrea să-l mai întreb. Are o grămadă, are o listă întreagă, nu știu ce am o, Dumnezeu, am o discuție, are, are, o discuție, are întreagă. O discuție mai largă. Ceea ce ne aduce din nou la... Ar trebui să faci un podcast <laughs> cu Dumnezeu. Andrei și Dumnezeu. Volter Voltaire și Dumnezeu cum era Volter cu Dumnezeu, ne cunoaștem, dar nu ne vorbim. <laughs> Ar fi drăguț așa ca, ca o harfă să te duci acolo în rai și să stai îmbufnat. Așa, să vine doblu, ha și ai, bă. tu nu vrei să vorbești cu el. Lasă-mă, tata, Deci nu știu, Sunt multe posibilități. Pe de altă parte, tu dacă ai fi Dumnezeu, ți-ai pierde vremea cu noi sau cu bulgarii. Adică, asta e. Ci, pe, asta zice Xulica. Să fie sănătos. Sunt Dumnezeu. Adică, da. Sunt Dumnezeu bos. Andrei, a fost foarte fain. Să-ți ajute Dumnezeu. Îți mulțumim mult de tot. Foarte tare îți mulțumim pentru după-amiaza asta grozavă. Ne-am ne distrat. Ne distrat. Să vă ajute Dumnezeu să vă câștigați pâinea din activitatea pe care o desfășurați. Multă putere de foarte. muncă și tradiționalul la mulți ani. Mulțumim. Papa. Pa. La revedere.